multe, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Am fata noastră să fii sănătoasă, fericită și tot ce-ți doresc să ți se îndeplinească, indiferent ce va fi, noi suntem lângă tine, alături. La mulți ani, Ramona! Te iubesc, mami, la mulți ani! Vivian, când n-ai curaj să spui ceva aici în emisiune, îl rogi pe tatăl tău să facă vlog? Bună dimineața, șoricele mele! Bună dimineața, șoricele mele! Am asortat, fără să vorbim, la blugi! Am uitat, am văzut, da. E un semn. Măi! Telepatie, șoricicu. Aha! Și foarte frumos și caz. Mulțumesc! Ramona, la mulți ani e ziua ta. Câți mulțumesc, ani faci? Marius, mulțumesc. 26. Mulțumesc. Am îmbătrânit. Să fii sănătoasă. Ai mai îmbătrânit cu un an. Abia acum am tineret. Să fii mai mulți înainte, Ramona. Da, Renat. Mai mulți înainte, la mulți ani. Mulțumesc, Renat. Ți-am uitat prăjiturile. Tu să vezi ce te omor eu pe tine. Da, am vorbit eu în producție și aducem mai târziu. Dacă tu continui așa, Filip, în afară nu o să stea cu tine. Ce? Tu exagerezi prea mult, de ce nu-l înțelegi? Claru că n-a fost așa când faci nervi. Că după râsul tău a spune altceva, tu n-auzi ce zice fata asta. La mulți ani, Ramona! Te iubesc, mami, la mulți ani! Zic să nu mai inventez despre mine și dacă ți-e dor de mine, te rog să mă lași în pace. Eu te urăsc, credem că te urăsc cu tot sufletul meu. Da, văd, de-aia funge gândul că mi-ar fi dor de tine, știi? Când erai colegi, nu știu cum se face, dar te uiteai la mine exact la fel. Tu vezi, adică tu crezi acum ce zice asta? O să fiu mai atentă de acum încolo. Tu mă uiți la ea niciodată în viața asta. Filip, nu mai fă pe prostul că mă enervez. Exact cum făceam noi când tu să te colegi în brațe la favorit. Te uiteai la mine de 20 de ori, te uitai. Păi dacă ți-ai zis că n-a fost așa, n-a fost așa! Așa să fie. Deci tu ai zis că ai încredere în Ramona, că ce? Că nu îl accept... Că n-o să fie cu Gabi. Nu vreau o relație cu Gabi, n-o să fac o relație cu Gabi. Asta e tot. Da, nu-l vreau. Hai, lămuri situația. Ce hai, situația? Ah. Nu e
transmis. Cu ce ai zis tu, Berna? Ce au zis? Da, nu știu, Ligi. Cu ce? Nu i-am zis. A fost o fază. A fost o chestie, adică erați voi în apă și... Am vrut să-i direct aici ca să vă zic că e răspunsul, nu să se gândească. Uite, eu întreb, nu vreau să mă cer, nu vreau nimic. Când ați fost voi în apă, a zis Maru ceva de genul că... Nu, eu am zis. A, Pirul, dar nu mai știu exact cine, că a zis Pirul, că acum suntem pe... Eu am zis, eu am zis. Tu să fii cu Filip, adică erați în apă toți acolo. A, nu, eram pe plajă, nici de cum în apă. Ba da, eram în apă. Eram în apă. După ce am jucat noi fotbal, am intrat cu toți în apă. Eram în apă, eram eu, Marius, ea... Nu știu, știu că au zis în altă dată chestia nu, asta. Nu, în apă. Era Filip mai încolo și erai tu. Și am zis eu, ei, a rămas Filip, du-te la el. Sau tu ai rămas singur. A, da, și el a râs. El a râs. A, și tu ce ai zis? Că Filip, că nu, că nu mă interesează. Nu, tu ai zis că ce, Filip, mă vrei înapoi? Eu. N-a zis așa ceva. Vai de capul tău, fată, ce ai arăși? Dar nu Ligi, am auzit, domne, nu i-am da, zis. Păi... Întreb, așa e că n-ai zis nimic, eu știu că n-o nu zis am nimic. Că terminat, asta. Că nu, eu nu vreau să mă cer cu ea, deci cum ar veni, eu vreau să întreb că ar fost să de bărul. N-o auzit el bie sau nu? Nu știu, deci eu obicei auzit, tu că zis ea că te vrea înapoi sau... Doamne, ferește, nici vorbe, eram acolo. Dar era pe care îmi place, aici ce Filip vrei să vin la tine? N-avea nici ce să mint. A, zis... a, că tu ai zis, i-ai zis lui ce, Filip, vrei să vin la tine? Dar eu nici n-am vorbit cu el, dacă vrei să mă credeți bine, dacă nu stau să intru în polemici și nu, azi, vrei să vină Ligi la cheche? Nu știu, eu întreb, n-am fost acolo, vă întreb pe voi, adică... Eu n-am zis așa ceva, că n-am de ce să zic, nu există. Eu am făcut Caterin că nici el n-a zis nimic. Nici el n-a zis nimic și nici ea. Nimic. El a râs atât. El a râs și a zis, tu ce te-a scoas, ceva de genul a zis Filip. Eu nu l-am auzit nici măcar să spună. Adică n-a dat curs nimeni, Berna, asta era ideea. Nici Filip, Filip n-a dat curs. Păi, stai că Ligia cum spune că ori... Filip a făcut păi, Filip a râs, da. Filip a zis că el nu a râs. Nu știu dacă a râs, nu l-am văzut să râdă, știu doar că a zis încetați cu astea, ceva de genul. Și Ligia a zis la fel, nu știu ce a zis lui Pirui. Pirui a făcut gluma, n-are nicio treabă, da, nici Filip, nici Berna. Da, mă, Marius, da, da, mie Filip mi-a zis că el nu i-a răspuns, n-a râs, n-a făcut. Dar n-avea la ce să-mi răspundă Berna, pentru că n-am vorbit nimic cu Filip. La ce să răspundă, că Pirui a făcut gluma, Berna. A fost o glumă. Păi da, da, auzi că Ligia a zis că Filip a râs. Eu nu știu, nu l-am văzut să râdă, și doar că a zis ceva de genul. Și tu ai râs, tu ai zis că nu ai dat. Am auzit că a râs. Tu pe cum să râd? Și am zis să nu mai spună. Că era ceva să ascund. Că ba, zâmbit din complet. Deci, tu râzi la chestia asta, înțelegi? Nu, Berna, ascultă. Un pic. Bine. Berna, ascultă un pic. Dacă râde, așa ascultă un pic, Berna. Când face cineva o glumă proastă pentru tine, zâmbești din complezență, înțelegi? Nu poți să zici să-l înjuri, mai ales că eram la o distracție. A zâmbit din, din complezență și n-a făcut nimic am deplasat. Am făcut eu gluma. Deci nu poți să-l acuzi pe el că face altă glumă deplasată pentru el, înțelegi? Dar eu am înțeles că Ligi a spus că ce vrei să vin la tine. Și dacă noi toți cu toții ți-am spus că n-a spus Ligi... Și de asta zic că dacă Ligi zicea că mă vrei înapoi și el râde, înseamnă că... Da, ce crezi? Că mă retrag, sincer. Ți-am zis de el, că nu e cazul. Dacă voiam să pun eu nu știu de ce să retrage, că eu nu-l vreau. Adică mie nu-mi plac chestiile astea. Ascultă-mă un pic. Că era un fost de-a meu aici în casă, să făceam așa și se nerva foarte. Berna, uite, ca să te fac să înțelegi. De exemplu, în mintea ta, noi ar trebui să punem, sau eu, sau Pirui, sau Ligi, ar trebui să punem paie pe foc, corect? Ca să te ceri tu cu Filip. Dar mai ales tu cu Pirui deloc în mintea mea, nu-i așa? Asta zic. Adică voi deci dacă, mintea mea voi dacă eu, dacă eu spun că e exact pe dos, adică nu pun paie pe foc, de ce nu mă crezi? A fost vreodată să spun eu să-ți bag ție filme în cap? Nu! Păi de asta zic că eu nu cred asta. Poate am mai glumit cu Snapchat, cu chestii, dar apoi ți-am zis, Berna, a fost doar o glumă. Da, mi-ai spus, știu. Niciodată n-am lăsat-o ca să ții filme, să te gândești că nu, nu e cazul. Și nici deci acum chestia asta. E gluma făcută de Pirui și a mai făcut-o o dată, nu mai știu în ce context, tot atunci. Așa că n-ai... A făcut de două ori, nu știu, o dată. Ai mai zis o dată. Adevărul e la mijloc. Tot în ziua aia. Da, adevărul, la adevărul e că eu n-am spus nimic. Asta zic că Ligi știe de încă o fază pe plajă, nu? Asta zic, Pirui a făcut de două ori gluma respectivă. Eu nu știu vorbesc. De două ori, știu că o dată în apă. Da, și pe plajă care a fost chestia, că n-am... De faza aia știu, acolo a râs. Ce vă pe plajă am mai făcut o dată. Eu erau chiar lângă mal și noi eram la șezlongurile noastre. Știi ce am zis? Că de faza asta cu cuplurile și am zis că nu mai ziceți, așa că nu-mi place. Că asociați-mă cu altcineva. Asta da. Nu știe, așa că n-ai interesat. Păi era atât, l-am auzit că râs și nici mă interesează fata omul ăsta. Deci ai râs de la ce vorbești tu? Deci ai dat probabil a râs la ce am spus eu. Da, dar eu nu zic că a râs pentru mine sau pentru ceva. Nici nu m-a, nici m-a interesat personajul lui, înțelegi? Da, pe asta nici n-am stat să vorbesc despre așa ceva. Hai să ne înțelegem că n-a fost un râs gen ha-ha, ce tare. Dar nu-i treaba mea, Marius, eu nici n-am spus așa ceva. Păi nu, dar eu vreau să-l... Eu vreau să-l urâz, că nici mie nu mi-ar plăcea să lasă să se înțeleagă că iubita mea râde la nu știu ce. E problema lui. El tot mergea cu tine în apă, Marius, nu știu. Nu, dar noi am spus că eu am făcut gluma, Filip n-a făcut nimic. Mai mult de atât ce să fac?
Filip nu a zis nimic. Nici era și Renat lângă mine, poate să zică și el. Am vorbit cu cineva, dar cu la cineva, am stat cu el de vorbă. N-am... Mai trebuie să ne duceți la mare. Nu era ceaua de rău. Ne mai duceți la mare. Deci n-ai de ce să-ți faci griji pe el. Da, da, chestia asta nu știam, vezi că el o râs. Asta, el dar nu are am râs. Asta e foarte grav. Dar că tu nu mă crezi pe mine, credeam că faci nervi. Asta e foarte, foarte ce? Grav. Tu nu mă crezi pe mine, credeam că faci nervi. Opa. Păi eu te cred, dar m-am mirat că ai râs tu. Acum ce zicea că ați zis că ați adevărat? În asta să râd, ce cred? La asta te pare, sincer, nu știu. Nu a râs asta urât, adică tu aici vorbești, urât și afară râzi. Dacă ar fi așa cum zici, tu ar fi greșit. Na. Dacă e așa cum zice Berna, ei să o faci în toate feluri și afară să râzi, da, dar eu nu l-am... Eu nu l-am văzut râzând. Nici eu nu l-am văzut. Dar ați auzit toți că a râs. Nici eu nu l-am văzut. Nu, eu l-am văzut zâmbind din completență la gluma lui Pirui. Oricare făcea asta. A zâmbit, am făcut așa. A fost așa, a zis... Ai făcut ceva. A zis Pirui glumea și a zis, da, am lăsat cu glumele astea. Eram întoars cu spatele. Adică eram așa, tu erai în lateralul meu. A, dar zice toată lumea că n-a râs, adică a râs din complență. Păi n-a zis, aha, am jurat, zice a zâmbit, a zâmbit. Berna, și aici sunt cetați cu Berna, este gestul clasic la Filip. Asta nu că... Dar fi zis oricum n-auzeam, că nu mă interesează. Nu am auzit. Nu constat că o râs sau ceva. Nu e ceva de ceartă, să știți. Voi sunteți drăguți, de ce vă certați? Că nu trebuie să ne zici nouă, că nu... Dar noi nu ne certăm, domne, am clarificat situația, nu mă cer cu nimeni. Da. Eu nu mă cer, vreau să știu care e adevăr, pentru că n-am fost acolo și voi ați fost. Eu nu știu nimic. Asta zic. Ce-am aflat acum? Ți-am zis și de ieri, că nu era. Și ți-am zis că n-avea nimic de ascuns, adică te-am zis o chestie care s-a întâmplat, n-avea nimic. Da. Te-am putea să te ascund dacă era ceva ce putea să ne afecte relația sau ceva. Da. Cum ești, cum te simți? Mă simt bine, tu? Cum ești, cum te simți? Ce faci, Renat? Uite-te. Bine, tu. Altceva la 26. Ela, te ajută? Nu. Nu vrea. Nu? Să-și asume singură. Vrea să zică că i-a făcut. A, nu, veni. A, am crezut că veniți cu ea pe aici. Închideți ușa, vă rog. Filip. Te-ai prins, nu? Nu, dar chiar am întrebat că am văzut că are multe chestii și am zis că să o ajutăm. Da? Nu. Hei, dar pune mâinile în murdare pe mine. Vezi că te faci cu fond de ten, fată, că îți ridică costumul aici. Măi, omul Dumnezeu, nu mai murdări costumul. Cine a zis ieri că n-are cum să te țină insolația, să te țină atâtea zile, să fie starea de rău? Opa. Mai știu. Dar n-a zis din casă, parcă. Cred că Andreea Mantea a spus prima atât. Dar nu a, să nu a mai formulat. Spună. Să nu mai spună. Dar nu a formulat așa. Nu, știu nu serios. Nu, ce mai bine să vorbești cu ea, pentru că cinci nu... 5 luni e prima dată când mi se întâmplă și am și o problemă de sănătate și o dăm așa cotită, că sigur, nu știu, aia, păi... Da, eu ieri am spus că cel mai bine nu o să se speculeze, să vorbești tu, pentru că ai fost la doctor și presupun că ai un diagnostic pus de ei. Păi asta zic și eu, doar nu m-ar fi tu. Asta am zis eu. Dacă a fost la doctor. Dacă mergeam eu la ea la hotel și mă uitam la ea și spuneam că, bă, cred că are insolație, era altceva, că nu sunt în măsură să emit diagnostic. Da. Dacă ai fost la doctor, presupun că ți-a zis. Altceva. Unele chestii. Păi îți dai seama că nu mi-ar fi dat oamenii perfuzie doar așa de dragul de a-mi injecta ceva în venă, știi? Și mi-au dat atunci probabil și mai trebuie să-mi iau câteva zile. Insolație combinată cu o deshidratare foarte puternică, că până am insolația cam asta e, într-un fel sau altul, te deshidratează foarte rău. Să ce? Îți spui aseară. Să povestești. Mi s-a părut un pic ciudat așa. Ai zis. Înțeleg că ai plăcerea asta de a da uneori în mine, dar... Oricum. Ce exagera, știi? Bă, noi am spus ce... Da, știu, o să vezi Andreea că tu ai zis. Dar nu contează că ai să Andreea. O să te convingi cu ghidii. Am încercat să îi fac să înțeleagă că nu au de ce să-i dar e urât, te simți prost așa, știi? Ești bolnav și oamenii speculează tot felul de chestii. Păi, hai să nu mai fim răi, măcar atunci când omul e bolnav, să lăsăm un picuț. Corect. Atitudinea asta. Ce nu înțelegi? Că cam râs eu? Asta îți dă ție în cap? Mine nu mă interesează. Poți să vorbească, crede-mă, și ea și orice fată cu tine. Să zică, Filip, te iubesc, Filip. Cât timp tu nu dai curs și nu zâmbești și nu zici nimic, nu mă interesează. Putea să zică, Filip, ți-e dor de mine, Filip, mă vrei înapoi, Filip, vreau eu să fiu cu tine, Filip, ce faci?
tu cât timp întorci capul și nu ești atent, pe asta nu mă interesează. Ea poate să stea în cap, poate să vină dezbrăcat în fața ta. Dacă tu cât timp te întorci și ai plecat, nu mă interesează, înțelegi? Poate să fie 10 femei în fața ta. Dacă tu nu dai curs, te-ai întors, ai plecat, nu mă interesează, știi? Asta, da. Dar dacă eu aud că tu ai râs, asta mă deranjează. Nu, n-am râs. Tu când mi-ai explicat situația de 3-4 zile, eu te-am înțeles și am zis că ok. Tu crezi că eu am râs? Dar acum am aflat că ai râs. Nu, n-am râs. Pentru mine acum asta că a fost cum ar veni un șoc. Păi da. Tu crezi că am râs în sensul că n-a zis, dacă am râs în sensul că gen de fericire? Nu, n-am râs. Crezi tu în capul tău că n-a fost așa. Da? Era și Renan lângă mine, poate să-ți confirme și ăla. După ce a zis aia, chestia asta, a vorbit urât, apoi m-am dus mai în spate și m-am dat mai în spate și am stat și am vorbit cu el. Ești chiar scuroasă dacă Renan știe dacă tu ai râs sau ce ai făcut. Mă zic că nu mai au zis, au zis mai multe pe Cimarul, au zis că ai râs și Piru, eu zis că ai râs. Adică care a fost acolo, au zis că ai râs. Am văzut colecțiunea, să o lămurez pe fata asta, că mă enervezi. Dar nu, dar mă enervezi. Mi se pare, nu știu, o situație delicată. Asta e că se vede asta. Dar Monica, tu știi de ce m-au dat aici? Pentru că am spus în felul următor. Asta e părerea mea, că dacă tu continui așa, Filip, în afară, nu o să stea cu tine. Ce? Zici că ești Diana 2. Tu exagerezi prea mult, de ce nu-l înțelegi? Cu ce tu, Ramona? Cu faza asta cu Ligi, dacă el ți-a explicat și ți-a spus. Nu a spus, dar bă, n-a spus asta, mă deranjează cum ar veni, că eu știam de chestia asta de 3 zile, da? El mi-a spus. Dar de ce nu mi-a spus că o râs, o zâmbit sau ce? Că nu mai ziceam... Păi dacă nu a zâmbit și băieții au spus, uite și aici spun băieții că nu a zâmbit. Dar mie mi se pare, nu știu, mie mi se pare cum ar veni aici în casă, nu dă, se nervează și afară, tu râzi. Marius, adică, explică-i și tu că aici dacă cineva că face am râs, o glumă de Ligi... În sensul că am râs, dar serios, trebuie să stai să asculti în gura la toată lumea, eu nu te înțeleg pe tine. De ce te iei tu după toată lumea dacă el îți spune ție ceva? A zâmbit, pur și simplu. Da, dar el mi-a spus că Ligi i-a spus, vrei să vin la tine. Nu a zis, nu a zis. Păi ba da, eu zis. Până n-au zis. Mă, nu vrea să recunosc Ligi. Mai aproape de ea, nu. Ba da, eu zis, sau ți-i dor de mine, sau vrei să vin la tine, Filip? Nu a zis, probabil a zis pe plajă, dar nu. Păi de asta vorbesc eu. Nu a zis în apă, că o zis la tine, că adică că el a râs la tine, n-am nicio treabă atunci, dar dacă Ligi... Berna, mă auzi? Da. Alo? Mă auziți? Da. Berna, zici că ești Diana 2. Aoleu, mă, Gabi, fii atent aici, dacă Filip sunt și eu, asta, sunt și eu, Renat, și Marius, se spune toată lumea că nu dar a râs, mă, a râs. Gabi, dacă iubitul meu spune că fata asta a spus că ce, Filip, vrei să vii la tine, păi, da, normal minte, că băi, râs la... Ce-o zis, Ligi, normal că mă enervez, minte. Nu? Minte! Eu vrei să-ți spun asta, dar nu i-a spus nimeni așa ceva, dacă vrea să minte, problema lui, nu mă interesează. Dacă eu zic așa, fă de tine, a fost așa, înțeamnă că n-am dat curs. Dacă ea nu vrea să recunoască, păi atunci așa îi, frate. Aminte urât, frate, cum să minți așa urât? Nu. Cine ți-o zis ție așa? Poate nu te aduci tu aminte. Cine ți-a zis așa, așa a fost. Ceva? Ca să nu mai intru în detalii, așa a fost. Așa nu a fost, așa și nu-mi băgat apoi mie tot pe gură. M-am dus cu Renat mai în spate și am stat cu Renat. Și am stat cu Renat și am stat cu Renat de vorbă. Și poate să cumprime și Renat chestia. Elo, nu ești dorit de mine, gata, te rog să te potolești. Nici eu nu. Gata, nu-ți mai fă materiale cu mine că te-am prea ridicat, gata, gata. Stai tu niște, gata. Nu mă interesează deloc. Nu mai zminți, iubita, cred că asta ai vrut să-mi spui tu mie. Asta ai vrut de fapt tu să-mi spui mie. Și da, o dai la social acum. Am uitat. Da, păi. După râsul tău aș zice altceva. Greșește și nu face bine, da? Ce-a zis? Nu vrea să înțeleg. Dar vorbește prost. După râsul tău aș zice altceva. Nu, ce să mă înțeleg? El a zis prostește. Nu, bă, după partea aia și ne certăm rău de tot. Dacă tu n-ai încredere în cuvântul meu, zic că tu și Ramona zice chestiile astea, că n-ai încredere în cuvântul meu, tu o termin cu mine, zic de acum. Dacă tu îmi faci mie față de asta, tu o termin cu mine. Dar spus că am înțeles. Păi și ai înțeles pe și atunci. N-auzi că n-a fost așa că îmi faci nervi. După râsul tău a spune altceva, tu n-auzi ce zice fata asta. De tine m-a legat acum sau tu nu auzi? Dacă tu îmi zici chestia asta, nu mă reproșezi mie? Tu n-auzi ce zice fata asta acum? Că după râsul tău a zice altceva. Păi de ascultați-o un pic. Dar n-a râs, mă, cu ea, Berna. Tu faci exact da, ce cum faci tu cu făceam eu cu ela și te bine, revezi. Diana, fac așa, asta e. Lăsați-o, mă, că... Bine, treaba ta, eu spun din greșeala mea, că uite, eu am ajuns să mă despart de Gabi. Bine, domne, da, lasă, acum, ia și fă-ți tu treaba ta, nu știu, nu mă interesează. Tu n-auzi că după râsul tău zice altceva. Eu n-aș mai face asta, așa pe că fă continuare. Dar de ce mai spune chestia asta, dacă el și-a amintit clar că o zis ea asta? Nu și-a sumat, dar a spus. Că sunt la televizor și cumva să zică după aceea că dacă se bagă ea în seamă cu Filip, să nu înțeleg. S-a lungit prea mult. Dar cum să mintă, mă, băiatul ăsta? Dar tu bine, și dacă trecea pe lângă tine și râdea sau spunea o glumă și râdea. Lasă-mă, tu, dar cum să mintă băiatul ăsta? Că eu am zis, ce, Filip, ți-e dor de mie, vrei să vin lângă? Ce cu minciunile astea? Nu l-am văzut nici pe râzând și nici pe asta. Eu n-am râs în primul rând. El a râs când a spus Andreea chestia că
Ligi, uite-te, Filip, el liber. Ha, ha, ha. Dacă voiam să îi pun pai pe foc, spuneam, des. Ce vorbim, frate? Ui, exagerează prea mult. Dar nu mă interesează de exagerările ei, pe mine mă interesează că el minte și nu e ok să minte. Și dacă vrea să mințim, o să-i aduc eu niște adevăruri care o să-i facă foarte mult. Deci vrei ceva de băut? Mai bine să tacă din gură, să nu și-o mai caute. Bine și să mă lase în pace, frate. Dacă eu îi las în pace, să dea și bună pace. Bebeluș. Bună, două. Cu părul creț. Vai, și cu dinții tăi ăștia scuțâți. Ela pedapsă. Ela zici că am fericit cămașii de noapte. Am o treabă. Jucăm baba oarba cu Ramona? Da. Eram sigur. Haide tu, nu, de ce să mă duci la o? Zici că am 12 ani. Da. Haide, Ela, exagerat. Măcar leagă-o sus, că pică pe scări. Dai-o de aia, dacă da, nu. Clar. Măcar pică, leagă-o. Dar leagă-o sus, că pică pe scări. Încetul. Nu, că am, eu nu... am o mamă oarbă și știu să conduc. Eu nu plec fără asta, să știți. Toată fața, toată fața. Nu, da, vezi? Tu ce fraier ești, vezi că se vede tot. Ela, ce fraier? Da, mă, vede tot, mă, da. Dar dacă eu legi așa, dublu nu vede. Trebuie să dai în două, Ela. Păi pune Ela, numai la o... unde, ce se pui pe toată fața? Trebuie să faci în două, așa. Două așa, în două, Ela. Pe ca să nu o strâng. Păi și bine aia okay. Vede. Cum? Tu n-ai folosit ziua la Ramu Augustu, Mariana? Nu. Ei, Liviane! La mulți ani, Ramon! La mulți ani! Nu și-ar da seama. Dar eu nu m-am scos ăla nici de-a bagitat-o. La mulți ani, Ramon, da. Na, e bun. N-o la... Credeți? Nii măcaise. Da. Ce șampanie asta? Auzi-l aici. Nu-i cu alcool, Berna, nu ne poți spăre. Știam că e de copil deja, degeaba. Nu voi ieși de data asta. Mai bine, fac după cum. De data asta nu ne spui, e? Hai. Am ajuns deja la doua. Ok, piata, fata. Nu strânge, mă! Nu, mă, că-i pică! Bă, dar nu văd nimic, s-a scăzut. Bă, lasă-mă! Lasă că ești la mine! Uite-te! Bă, zici că-a pică! Ne frică, nu mai vreau. Hai la! Mai mult! Hai la! Hai la! Hai la! Hai la! Hai la! Mai tare muzica! La mulți ani! Hai la! Hai la! Hai la! Hai la! Fericită și iubită și te doresc. Și ce? La mulți ani! Și ce e aia? Azi e ziua ta! Hopa! Vă rog frumos să puneți... Te-am pregătit. Da. Haideți, vă rog frumos, puneți video respectiv. Hai, să vedeți ceva. Hai, Ramon. Bravo, așa să dă. Ramon, ce mai frumos ca toți l-am adus, vezi? Vai, dar ce șampanie era. Puuu. De adevărat. Era, nu? Haideți, vă rog frumos. Era mai bun. Gândești că-i bun, stai.
Da, ăla nu e așa bun. Pețăvanule. Pețăvanule. Cel mai frumos cadou. Le dau. Nu mai vrei, ajunge unul. Nu vreau. Sunt ceapă, că aștept și eu. Ce o pune? Hai, Ramona, că ți-am pregătit surpriză. Hai că ai un mesaj de la tata, de la mulți ani. Du-te la televizor. Nu cred. Adevărat? Care are? Nu cred. Nu cred. Dar cum să nu? Tata, veverița și mama. Doamne! Mulțeana, Monica mea, te pup cu drag, să-ți dea Dumnezeu multă, multă sănătate și fericire în viață și să dea Dumnezeu să ne vedem. Te pup! La mulți ani, fata noastră, să fii sănătoasă, fericită și tot ce-ți doresc să ți se îndeplinească, indiferent ce va fi, noi suntem lângă tine, alături. La mulți ani, Ramona! Te iubesc, mami, la mulți ani! La Ramona! Mama aia te iubește și te aștept cu drag acasă. Te pup, mama aia. Ziren. Au camintea, te pup acasă, te bea. La mulți ani! La mulți ani, Ram, să fii sănătoasă, fericită și să ai multe, multe, multe realizări frumoase. Te pupăm! La mulți ani! Te pup, să fii sănătoasă, tot ce-și dorești și te așteptăm acasă. Te iubim, Ramona! Mi-e dor de tine, sora mea, și abia aștept să vii în România. Te pup și te iubesc! Pup. La mulți ani, Ramona, te pup! La mulți ani, Ramo! Să fii sănătoasă, fericită, binecuvântată, mereu fata bună și credincioasă. Te pup! La mulți ani!
inventezi despre mine și dacă ți-e dor de mine, te rog să mă lași în pace. Eu te urăsc, credem că te urăsc cu tot sufletul meu. Da, văd, de-aia funge gândul că mi-ar fi dor de tine, știi? Când erai cu Luigi, nu știu cum se face, dar te uite la mine exact la fel. Tu vezi că tu crezi acum ce zice asta? O să fiu mai atent de acum încolo. Eu mă la niciodată în viața asta. Filip, nu mai fă pe prostul că mă enervez. Exact cum făceam noi când tu să te cu Luigi în brațe, la favorit. Te uita la mine de 20 de ori, te uitai. Păi dacă ți-ai zis că n-a fost așa, n-a fost așa! Așa să fie. Deci tu ai zis că ai încredere în Ramona, că ce? Că nu că n-o să fie cu Gabi. Nu vreau o relație cu Gabi, n-o să fac o relație cu Gabi. Asta e tot. Da, nu-l vreau. M-am întors direct cu spatele când am auzit și le-am zis nu mai faceți de asta că nu-mi place, nu. În schimb, cu alți oameni au mai făcut glume de astea și n-am zis nimic. Dar cu el nu vreau să fiu asociată, niciun fel. Chiar nu. E foarte antipatic, mi-a devenit foarte antipatic. Mai ales când m-a jignit atunci ultima dată, fără motiv, m-am simțit foarte proști. Și nu merită oamenii ăștia să fie băgați în seamă, știi? Mi se pare normal să vorbești așa de urât. Să aduci acuzații așa de grave. Pe ce? O frustrare de-a ta? Ok, rezolvă-ți frustrarea, dar... Nici nu vreau să le dau atenție prea mult, că le-am dat prea mult și nu mai vreau. Să zică ce vor și fiecare să creadă ce vrea. Eu știu ce am zis, sunt un milion de oameni acolo care pot să confirme chestia asta. Ai vezi că Andreea a zis oameni, de o fază, tu ai zis de altă fază. Eu nu știu, că eu nu am fost atentă ce face Filip sau ce... Eu când aud numele de Filip, eu deja mă concentrez pe altceva, că nu vreau să aud, știi? Chiar nu Andreea vreau zicea, să aud. Tu ziceai de faza de la șezlong, e aceea de apa... Mai că am fost toți, am fost... Asta zic, dacă eu aș fi spus lui Filip... de faza de la... Ar fi auzit și altceva. Dar au fost și Feli o să toată ziua. De la șezlong. A, nu știu, n-a fost. Băiatul din staff la fel, o stat toată ziua. Nu, ai se minte, nu, asta e altceva, Diana. Hai puțin, Eligi, despre ce fază vorbești? Că eu i-am zis că... Cum o zis? Că... Nu, că tu ai zis de faza de la șezlong. Și eu ziceam de faza din apă. Și ei zic de altă fază din apă, de aia am zis eu că... Nu, eu niciodată n-am zis, pentru că eu nu... Întreabă-o și în afară, dacă... Eu? Să fie glume, eu nu răspund la ele, că nu-mi place. Eu vorbesc de faza din apă. Afară, eu n-am. Afară m-am întors cu spatele și am început direct să dansez. Nu, nici n-am dat atenție. De niciun... Păi și atunci zici de minte, că nu înțeleg. Cu ce asta, spune? Asta te lasă pe Berna sau ce? Sau nu să... cred. Nu? Sau să... Sau probabil asta și-aș fi dorit să-i spun. Ei. Sau să arate că el nu dă curs, deși ea spune ceva către el, el nu dă curs. Nu, eu zic asta și-aș fi dorit să-i spun mai degrabă. El ar fi zis ceva de rău, știi? Serios? Da. Nu știu, eu n-am auzit asta, dar știu că n-a fost minciună, frate. Să înceteze cu minciunile. Adică eu mă bag singur în groapă, de ce aș minți cu chestia asta? Adică de ce aș inventa chestia asta? Adică nu mai face... Mi-a face rău singur să inventez chestii. Păi ți-e foarte dor de mine, Filip. Altfel n-ai avea de ce să-ți cauți. Dar nu mai pot, îmi dar uite-te, serios, uite-te și acum, îți cauți subiecte cu mine și nu înțeleg de ce vii cu niciun de ce. A povestit o fază care s-a întâmplat. Clar, tu ți-ai fi dorit să spun că tu erai în starea ta și nu te-ai zis tu aminte, treaba a doua, dar așa ai zis, cu gura ta. Tu ți-ai fi dorit să spun lucrul ăla. De asta tu spui ce nu, ai zis chestia, că n-aveam mere ce să-mi cu chestia. Nu există. Așa e. Filip în apă. N-a zis nici absolut. În apă, nici pe lună, nici pe nicăieri. Mereu fost cineva lângă mine. La plajă, nu știu momentul, dar în apă nu au zis nimic. A zis că am auzit, n-avea nici să inventez chestia asta. Adică ce făceam? Inventam chestia asta? Da, a zis chestia, poate n-ai auzit, dar a zis. A zis când eram eu lângă tine în apă și cu Marius. Tu vezi seama că oamenii ăștia n-au subiect de subiecte și când am și cu Renat și cu... Staff, am auzit ca de chestia aia. Eu n-am auzit. Tu, Bianca, eu mă jur pe ce vrei. Păi e faza din opoziție. Da, și ea din altă fază. Ideea e că oamenii mereu au fost lângă mine. Cineva din 10 oameni de lângă mine, tot unul auzea. Pirui, tot auzea un om, înțelegi? A fost chestia asta, eu mă jur. Nu contează faza, Bianca. Nu contează că a fost faza asta sau faza asta. În ambele faze au fost oameni mulți lângă mine. Dintre atâția oameni, unul tot ar fi auzit. Marius! Subiect închis, nu mă interesează. Eu mă jur pe...
Ca așa a zis, ca dar să nu mă interesează. Nu zic fals, tu te așa zis, poate nu-și aduce aminte, dar așa a zis. N-a a, eu mi-aduc foarte bine aminte și nu mai duc. Așa să nu spun eu de ce nu-ți aduci tu aminte. Sau să spun eu de ce ai auzit tu probabil chestia asta. Vrei să spun eu de ce ai auzit tu? Zic eu și alte chestii. Nu, eu zic să fii drăguț, cum și eu drăguț. Așa ai zis, nu mai vorbit tu prost de mine. Eu zic să nu mai inventez despre mine și dacă ți-e dor de mine, te rog să mă lași în pace. Stai tu niște că nu mi-e dor de tine. Te rog să mă lași în pace, Filip. Atât ai tot ce-ți cer, să mă lași în pace. Stai tu niște banca ta. Nu, te rog mult de tot. Vezi de relația ta. Așa că nu mai știu dacă ești fericit cu fata asta, arată că ești fericit, arată că o vrei numai pe ea, nu te mai focaliza pe alte fete, că te prost, știi? Auzi? Eu te urăsc, credem că te urăsc cu tot sufletul meu. Da, văd, de-aia a fost funcție. Eu n-am de ce să-i vetezi chestii sau să mă alaudez că ai zis tu ceva sau astea, pentru că nu te suport. De ce ai și vetat eu chestiile astea? Știu că nu mă suporți. Ai înțeles? Pentru ce? Știu că nu mă suporți, te cred. Așa că stai tu liniștită și când vorbești ceva, asumă-ți. Nu mai te da când ai zis. De asta cauți mereu dialoguri cu mine. Eu dialog cu tine. De asta mereu cauți dialoguri. Niciodată. De minții toți putem, să știți. Nu trebuie să ai diplomă la Oxford ca să știi să minți. Da, dar uite, nici el n-are de câștigat nimic din treaba asta, știi? Cum să nu? Un material în plus. Dar cum să nu? Auzi, mă. El i-a spus ei afară. Tu o gândești așa, tu vrei să-i afară. Și eu i-a spus Bernei, Berna, în emisiune când te duci, întreabă pe Ligi de la fată la fată. De asta am zis. Că ea se enervase și am zis, n-are rost să te enervezi că nu știi care a fost situația atunci. Ți-am zis, o să-mi pun într-o zi o cameră de aia ce surprinde totul, ca să se poată filma din exterior și o să o pun, ia poftiți. Știi? Că atunci nu mai ai ce să zici nimic. Când îți pun mărgele astea în mână, cum poți să-mi spui că nu, la mine în mână, dar din cât tu le vezi. În schimb, așa vine cuvântul meu contra cuvântului tău, știi? Aici greșește că, cum spunea, că dacă își iau o cameră surprinde tot, pe dacă nici aici nu se surprinde tot, unde se surprinde? Bun! Bravo! Dacă era ceva, nu zicea doamna Andreea, vedeți că bam, bam. Sunt destule camere aici. Da, mă, sunt prea multe unghiuri și da. Pentru că sunt camere, sunt ochii noștri. Și nu ai noștri, că păi, eu chiar nu mă uit. Nu mă, adică nu mă uit să văd unde se uită Filii sau unde se uită, nu mă interesează. Dar se uită cealaltă fete. Automat, mai ales fetele. Ia zi, Filip, te uiți după Ligii? Da, nu mai pot, sunt fiert după păi așa. În gală, vezi că de trei ori te-am surprins. Nu mai zic. Că mă uit la tine? De trei ori te-am surprins în gală. În gală că eu mă uitam la tine. Da. Ups. Da. Nu, a zis că primește și mesaje în care lumea spune că te uiți după ea. Credeți-mă că... Oamenii și-a că ție ți-e dor de mine, nu mi-e de tine. Nu o suport deloc. Deloc. De ce m-am uitat după ea? În fine, eu zic să te focusezi pe relația ta, că e mai importantă. Cred că poate azi o târpă, nu eu după ea. Păi dacă are observat că se uită la unul la care? Ligi? Înseamnă că și ea s-a uitat. Păi normal, că mă uitam la Livian. A zis vorbea. Că l-a surprins. Ce mai zici de lumea asta? Bă, șocată, ce ai dezvăluit aici. Da, de ce? Că mie Ligi... E de multă vreme, am spus. Zis. De mai foarte multă de mult vreme. Se uită la ea, acum sincer ziceți. Mă, n-am văzut. Bărna, de mult la ea. Dar să-ți chiar mă deranja faptul că am mințit despre mine. Că de multe se uită Ligi. Tocmă că să vorbim ca între fete, că nu. Și o sfată să știu atunci, deci dacă se uită, între fete, cred că analizează o lună tot. Și ceva de când mi-am spus și oamenii. Nu sunt atentă, crede-mă. Ei, trebuie să fii, că iubitul tău. De o lună adică și ceva. E singurul om care la care trebuie să stai atenție. El, știi? Adică nu, capul meu, nu mă uit eu, bă, oare se uită sau nu știu. Dar nu, acum în care e faza? Mai bine tu-ți cunoști. S-a uitat înainte. Care e faza? Diana, exact așa am zis. Da, că vreau să fac faza pe care a făcut-o Andy. Exact așa am zis. Care e faza? Nu supăr pe fata asta. Ar fi ultima persoană care m-a șutat la ea. Nu zice nimic, taci în gros și strânge mai multe. Și când ai mai multe, zi atunci. Da, da, da. Și de o lună, deci de o lună se uită la ea? Cam de o lună de zile. De când ne-am apropiat noi două mai mult? Cam de o lună așa, când am coborât jos și vorbeam amândouă. Mi-am închis toate porțile, uite și cu Iancu. Mi-am închis tot, n-am vrut să-l cunosc. Da, nu, frate, nu, cunoaște pe fiecare că dacă te lași călcată în picioare să fii acolo la infinit pentru un bărbat, uite, nu-i bine și să arunce tot în pragul despărțirii. Da. Nu, suntem cu drepturi egale, da, știu că trebuie să fiu puțin mai supusă și mai trecută, dar asta nu înseamnă că trebuie să... Hai că mă plictisiți, aveți niște aberații. Nu, când a venit Berna și a spus niște lucruri, toți ați crezut-o și ce ai zis, Berna? Cum? Ce, Berna? Cât? Unde? Ce? De ce? Pentru ce? Am spus că nu se poate demonstra... Sunteți foarte plictisitori, pe bun. Nu, mă plictisiți grozav. Am spus că nu se poate demonstra... Scoate-l pe Filip și nu mă mai... Filip, te rog să-ți vezi de Berna. Am spus în următor, nu se poate demonstra printr-un stop cadru de gală că te uiți în spus. Nu mă mai interesează. Păi trebuie să ai și logică când spui ceva.
Că te superi, te superi problema ta. Dacă tu treci prin casă, prin fața mea și eu fac așa și mă uit după tine, da. Dar dacă eu mă uit în gală înspre fete, eu în gală, sincer, mă uit, nu mă uit doar la Andreea, mă uit la toate fetele. Marius, eu nu mă uit să vrei, că ai ochi mari. Aici a amintat cu Berna în priviri de multe ori. Deci Marius, de multe ori ne-am uitat ochi în ochi și fără să mă uit, așa dintr-o dată m-am uitat. Poate eu am zis o glumă, Berna a râs, s-a uitat la mine. Exact, poate și Filip s-a uitat, a trecut pe lângă Lizzy și s-a uitat la ea. Fără degeaba, ceva corect. O să vadă corect când e în casă. Și Lizzy am de multe ori, mă uit, stăm pe scaun, ochi în ochi la fel, cu Gabi la fel, mă uit așa dintr-o dată ochi în ochi. Da, asta nu o poți demonstra. Că ea nu-i crezută că spune ceva. Corect. Eu nu zic că nu s-a uitat Filip la ea, doar că nu se poate demonstra prin cameră că s-a uitat fix în ochi. Nu. E imposibil să demonstreze. Asta nu vrea să demonstreze, trebuie asta să credem în cuvântul ei. Păi Livia nu mai era așa. Nu era el, să fie glumeț, să vrea să vorbească cu poate. Fugeai de el și el de tine, deci efectiv așa. Da, vorbea pe subiecte, își dădea cu părerea, dar în schimb nu era să fie ca și acum prezent în toate chestiile, să-și dorească să se joace, să vorbească, să aibă glume. Nu, bine, e normal oricum când ai o relație să nu glumești la mod exagerat cu alte femei, cu tentă, cu tentă de relație, cu tentă de iubire. E normal că nu e ok să faci chestia asta când ești într-o relație. Că asta înseamnă că îți respecti iubita, dar dacă ești într-o casă ca și asta și vine și să de vorbă cu tine, să nu glumească cu tine, să nu-și expună părerea, sentimentele, e nașpa, știi? Și atunci el acum, după ce s-a rupt... Am pus-o acolo, ca să vadă de la masă pe cadru. Urâta aia e. Păi altă nu aveam. Și după ce s-a despărțit, pur și simplu faci. Cum? Ca un copil de ăla, după ce îl ții o săptămână în casă, s-au jucat păi, și dar cu tine și cu mine și cu tot. Da. Și un băiat foarte mișto, te ajută, glumește, te face să te simți bine când ești cu Livia. Da, te simți mișto rom. Da. Și chiar ai nevoie într-o casă ca și asta, ai nevoie să poți vorbi, să ai încredere în primul rând. Da. Da, nu. Acum bine, dacă stai să ieși pe partea cealaltă și asta a schimbat mult, adică și aia altfel, acum, nu știu, comunică mai mult, parcă... Stai bine? Da, și s-a transformat. I-am zis, Bianca, dacă eu mă duc lângă tine și te întreb, Bianca, ce ai? Că înseamnă că așa a fost să fie, să mă duc să te întreb, ești bine, ești ok? Da. Așa mi-a pus Dumnezeu pe suflet să mă duc să vorbesc cu tine. Descarcă-te, vorbește, știi? Când erai colegii, nu știu cum se face, dar te uiteai la mine exact la fel. Tu vezi că tu crezi acum ce zice asta? Nu o să fiu mai atentă de acum încolo. Eu mă la niciodată în viața asta. Filip, nu mai fă pe prostul că mă enervez. Exact cum făceam noi când tu să te cu Ligi în brațe la favorit. Te uita la mine de 20 de ori, te uitai. Păi dacă ți-ai zis că n-a fost așa, n-a fost așa. Așa să fie. Deci tu ai zis că ai încredere, ai încredere în Ramona, că ce? Că nu... Că nu o să fie cu Gabi. Nu vreau o relație cu Gabi, nu o să fac o relație cu Gabi. Asta e tot. Da, nu-l vreau. Dar ce mi-a zis Digi, mă gândesc, mă doare sufletul. Bine, Berna, oricum tu țip la el și faci din el, zici că e cățelușul tău. Și aseară ai zis că, ai zis că fac ce vreau, că este iubitul meu și fac ce vreau cu el. Ai nu-ți mai dat cu părerea de relația mea. Mai plânge un pic după Gabi, oricum nu o să-l ai niciodată. Păi. Să vrei să mai ai un conflict cu mine, o să te fac să te enervezi să ieși pe ușă de fiecare dată. Ai grijă. Ai grijă, tăi. Adică pot să te fac să nu mai știu de tine. Aia sfântă, desfaci cruce și Doamne ajută ca să ieși tu în premie aici în emisiunea asta. Arată-ți că caracterul. M-ai înjurat de nu știu câte ori și nu ți-am spus o vorbă. Da, fii vezi de treabă, Gabi. Eu văd de treabă, vezi tu de treaba ta. Puterea dragostei continuă. Ne vedem de la ora 17. Când erai colegi, nu știu cum se face, dar te uiteai la mine exact la fel. Tu vezi că tu crezi acum ce zice asta? Nu o să fiu mai atentă de acum încolo. Eu mă uit la niciodată în viața asta. Filip, nu mai fă pe prostul că mă enervez. Exact cum făceam noi când tu să te cu Ligi în brațe la favorit. Te uiteai la mine de 20 de ori, te uitai. Păi dacă ți-am zis că n-a fost așa, n-a fost așa. Așa să fie. Deci tu ai zis că ai încredere în Ramona, că ce? Că nu că n-o să fie cu Gabi. Nu vreau o relație cu Gabi, nu o să fac o relație cu Gabi. Asta e tot. Da, nu-l vreau. Dar voi doi cum mai sunteți?
Ce faci? Fratelo. Foarte bine, Ela. Chiar bine, mi-a luat apărarea. Să-ți fie rușine. De ce mi-a luat apărarea? Când? Cum îți permis să-mi iei apărarea? Da, în general. În general, mă, nu. Da. Dar despre cine vorbește el acum? Unde mi se pare cam că-i dreptate, mă. Dar nu vorbeam de tine, Ela. Știu că nu de mine, mă, vorbeam. Eu vorbeam. Erați pe subiect. De toată lumea e apărare, păi, în afară. Da, știu, toată lumea, e apărare. Toată lumea și... ce care dreptate în afară de mie. A... Toată lumea, asta zic. Oh, dar n-am cum să mă bag la dreptate dacă pe față nu-i dreptate. Dar nu vreau, dar nu vreau să-mi dai tu. Dar nu, e alta idee. Dacă asta e roșie, eu cum să mă bag să-i dau dreptate la el dacă zice că e verde? Să zic și eu că e verde. Te-ai băgat și când o... Bine. Și când au avut dreptate, bun exemplu, îți dau, nu știu, pe Berna. Hai să nu dau pe ea să creadă că am ceva cu ea. Berna, zicea invers. Și când au zis prostiile alea ieri, nu, n-ai zis nimic, hai să fim. Știi de ce? Pentru că n-am auzit-o pe Berna să zică foarte. Pe asta zic, cum s-au auzit? Numai la noi auzi, la ea n-auzi nimic. Nu se aude, nu se vede, nu se știe. Eu n-am auzit-o pe Berna să vorbească așa. Au zis de două ori de des, prostii și cum ce urla la mine. Erai lângă ea și eu sincer, prima oară când am auzit-o pe Berna să zică cuvântul ăla a fost ieri. A, de ce ai auzit-o? Sau poate nu mai aduc aminte. O mai vorbit urât, nu zic că nu mai vorbit urât și aiureli. Dar cuvântul ăla cu P, eu numai ieri am auzut-o. Și când am auzut-o, m-am blocat. Păi că se... Când am văzut-o pe verde, dacă zice 10 P... A, de ce ai auzit-o? Da, 10 pâi! E amuzant ce a spus Berna, nu? Asta nu e jurătură. Nu, nu, ba da, ba da. Am zis 10 pâini. 10 pâini, da. Ba n-a zis așa, că o zice... Știi, mă, păi, dar ce încerci să faci? E, glumești și când facem. Dar nu e înjurătură asta. Glumi. Nu vă jignit. Cuvântul râd. Cum nu e jignire? Cuvântul râd. Ce e jignire, da, Iana? Ce înseamnă jignire? Ce înseamnă jignire? Înseamnă ești p***ă, ești p***ă. Silează-te tu. Înjurătură e prostii. Asta nu-i. Se zic eu. Eu dacă te zic, te așteaptă. Eu te pun pe tine într-o postură proastă dacă zic acum, vezi că m-au întrebat 10 de tine. Exact. Adică 10 bărbați. Băi, egal bărbați. Nu, Diana. Deci... Pa. Diana. A, deci e ok, bun. Nu, normal așa. Și exprimarea... 10 bărbați, 10... Că și dacă zic, bă, eram eu cu 10... Știi? Zi, da, exact. Exact, 10 fete. Dar e cuvântul rând, da. Nu zic că nu-i rând. De ce și-o ceru scuze dacă n-a s-o spus? Firui, n-am zis că nu-i rând. Nu, modul cum au... Păi, dar l-am spus după aceea că cer scuze și pare nu că a vorbit așa. Și asta zic, dar dacă ai făcut ceva urât, ai zis ceva urât. Da, au zis ceva urât. Păi, dar v-am cerut scuze, Firui, ieri, v-am spus. Dar nu-i vorba de tine, e vorba de ce vorbesc ei acum. N-am zis că nu ți-ai cerut tu scuze. Vorba de ce vorbesc. Dacă tu... E vorba că dacă ziceam, dacă vorbea pe... Tu sau eu? Diana, știi de ce? Pentru că tu ai mai vorbit. Păi, dau pe Gabi și-l făcea un așa fel. Nu, Diana, pentru că tu ai mai vorbit de aia. Și dacă te unul, mirai foarte tare. Dacă unul face o prostie de 10 ori... Dar dacă... Păi, tot îi spuneați. Mamă, dar ce urât vorbim. Păi da, dar tot îmi spuneați. Că da, trebuia să... Da, v-am zis cum a fost. Asta am auzit, a fost impactul ăla. M-am uitat la ea și am făcut o față. Și ce rău? Ce vreți? Ce mă trebuie de la mine? Da, aia zic că nu pot să zic că nu e jignire. Că e o jignire. Sincer, și nu țin cu nimeni și nu mă interesează că spun la televizor sau unde o să spun, pentru că eu vreau să îmi trăiesc fericirea mea alături de un bărbat care chiar nu o să facă așa ceva. Dar tu crezi așa? Tu crezi că nu, eu m-am uitat la ea? Am stat în față și mereu m-am uitat la tine, da? Tu te uitai la mine, te uitai și tu o crezi pe aia că mă uit la ea? Pe bune? Tu crezi în momentul ăsta că eu mă uit la ea? Oricum o să spun mai multe chestii. Ascultă-mă. De ce? Pentru că tu exact când erai colegii, nu știu cum se face, dar te uiteai la mine exact la fel, știi? Exact ochi în ochi și aceleași priviri în casă, peste tot, știi? Și de ce îmi dă de bănuit? Adică mă gândesc că... Tu vei să zic că tu crezi acum ce zice asta? Nu o să fiu mai atentă de acum încolo. Chiar te rog să fii atentă. Și chiar să te uiți și la emisiuni. Și chiar te rog... Mi-aduc bine aminte, chiar când a fost în casa Andy, Cătălin, toți erau... Eram două grupuri împărțite. Eu te-am surprins când te-ai uitat atunci la ea și am văzut cu ochii mei și atunci m-am negat. Eu chiar te rog să te uiți atunci, te uiți la fiecare gal, la fiecare chestie și să fii și atentă. N-am nici ce să te miști, n-am nici ce să fac chestia asta. Eu vreau să am o relație liniștită, să nu fiu eu, cum ar veni... Bă, pe tu, că tu crezi în prostiile astea. Păi și cum ar veni, tu negi cuvântul meu? Să fiu atentă de acum încolo, cum ar veni după ce te uiți tu în casă, adică de până acum eram... Nu, deci eu cum a fost? Eu cum a fost? Eu chiar eram liniștită, adică aveam încredere în tine. Am spus că, bă, nu cred că faci tu așa ceva, înțelegi? Dar nu știu ce să zic, adică nu, o să fiu eu foarte atentă de acum. Chiar te rog, să fiu la fiecare gal. Adică, detectiv, orice, nu știu, ca să văd, adică până acum am zis că, bă, am încredere în bărbatul meu că nu face așa ceva, că până la urmă ai și o vârstă, 20 de ani.
nu ai 18 ani, 17 ani, 16 ani să-ți placă oricine sau să te uiți după oricine, așa, știi? Nu, și adică mă gândesc făcut-o. Așa, dacă ai o relație aproape de 4 luni, nu știu, e urât să te uiți de o lună după altă fată. E clar, și tu, și tu. Pe care tu ai scris 4 și mi-ai zis că urăști, adică... Și tu dacă făcea așa, și tu dacă făcea față de un băiat, și ce zic, care era la fel. Știi care e chestia? Casa asta nu e vreun băiat, adică vreun fost de-a meu ca să fie aici, știi? Adică tu poți să pui în situația mea. Nu, și dacă îți plăcea de nu, dar dacă era un fost de-a meu aici, să stau eu numai o lună cu el să mă pup și așa mai departe, crede-mă că și tu ai fi avut foarte multe conflicte cu băiatul ăla. Tu ai foarte mare noroc. Nu te iau în situația asta, eu chiar am ghinion. I-a zis, bă, Berna, nu mai merg, că să veni la ziua ta. Zic, nu mai merg, Berna, o oră jumate până vine Filip, până asta, azi că merg singură. Adică m-a enervat, are știu că te ai spus, mă, mai drăzor și ceva, zic, bine, perfect. Exact. Până mă duc și eu, mai, el trebuie să se ducă să iei balonul, nu știu ce să mai facă, zic, până găsim ea, nu știu ce, voi sunteți gata și da. Tu iei pe ea și veniți împreună, da. Știi? Și că mă uit, că văd, era atuns. Da. Și mă, dar pe ea că e gata, mă, că e gata, Ramona știa că e gata de nu știu când, ce? Păi, stai, mă, tu n-ai fost cu noi cu taxiul, Ramona știe, am ieșit din taxiul, cum făcea? Nu mai vreau să mai vin. Nu, ce ai de mai nervat? Le vedem, zici că era un... Serios? Nu, o să ai vedem pierdut. Filip nu o să stea cu ea afară dacă continuă. Mai bine nu. Mai bine nu. Dar tu ai văzut până acum, în două lună și ceva, că s-a întâmplat chestia asta? Nu s-a întâmplat. Eu n-a fost atât și, de pentru că nu s-a întâmplat. Și ar fi ultima să n-ai credere în mine. Mai înainte mă uitam să văd ce faci. De acum acolo văd că iarăși trebuie să mă uit. După 4 luni de zile să mă uit. Dar e chiar te rog. E chiar te rog să te uiți. O să vezi. Nu știu. O să-mi dai dreptate că n-a fost așa. Bine, o să mă uit, o să văd, eu nu știu. Trebuie să fiu atentă. Pentru că asta prea lejer, am zis că am încredere în tine. Nu faci așa ceva. Nu știu, adică eu acum chiar o să fiu foarte atentă. E chiar te rog? Să mă uit la ce fată te uiți, după ce, după cum, nu va după ea, după toate. După toate, da. Trebuie să fiu foarte atentă. Adică, ți-am zis, chestia asta ar fi ultima și mai înțelegeam, ți-am zis, dacă era altă fată, care e exemplu una nouă, da? Mă înțelegeam, dar asta, la câte am vorbit, am făcut și... Nu știu, sincer, eu, după ei, eu zic că ar fi ultima. Tu să te uiți după ea și să încă o placi sau să nu o placi. Sau asta ar fi ultima, ar fi ultima, adică m-aș face eu de râs ca băiat. Adică, nu știu zic... de ce te-ai mai certat cu ea, de ce ai făcut chestiile astea, dacă... Păi aia, păi vezi că dai singură... Dar să nu se leagă în capul meu, știi? Păi ar fi ultima să cred chestia asta, adică știi tu de bine ce discuții am avut și ce certul cu ea. Și ar fi culmea să stau, nu, să, stau să mă uși la ea, să și râd la ea, să vorbesc cu ea sau ceva, niciodată în viața asta. Poate că te-ai uitat de două, trei ori ochi în ochi, nu știu, poate așa și eu mă uit de multe ori cu Marius în ochi în ochi. Și cu Livia, și cu Gabi, fără să vrem, fără să vorbim, fără să... Chiar îmi întorc capul, fără să ne zică nimeni nimic, mă uit. Că așa îi, nu știu. Mă uit de automat, eu, nu știu. Ea nu e într-un singur loc. E mai mult conjurat, mai multe fete. Dacă stai și întorc capul și întorci o secundă, și în capul ea cred că mori la ea niciodată în viața asta. Asta eu spus că m-ați interesat faci... Filip, nu mai fac pe prostul că mă enervez. Cum ar veni eu vorbesc cu cineva și mă uit așa ochii în ochi. Exact cum făceam noi când tu să te-ai cu Ligi în brațele, favor. Se uita la mine de 20 de ori, te uitai. Toată ziua te uitai după mine, în casă, vine la ea, te duceai flori, te uitai la mine. Te puneai, te pupai cu ea, te uitai la mine. Exact la fel e situația. Ce nu înțelegi când se întorci capul? Și tu acum vorbești de... aia ochi în ochi. Ce cum ne uităm noi acum. Da, n-am făcut așa, iubita mea. Ca să înțelegi că deja îmi faci mie nervi și parcă mă acuzi acum, când faci nervi, când faci nervi și plec și mai vorbesc cu tine. Că mă enervez, dacă ți-am zis că n-a fost așa, n-a fost așa! Așa să fie. Lească-mă, Dumnezeu, ce zic eu și ce zice el. Terminat. Doamne, iar. Filipală. Op. Că dacă nu-mi convine mie ce zice, prin apel, nu pot să așa. Și pe WhatsApp. Mă enervează, mă, îi explic niște chestii și mă enervează. Asta este ciudat că se repetă, înțelegi? Când era cu tine, Berna spunea că se uită la ea și că o privea și că ăsta. Și da, dar era o diferență Berna, că el nu o cunoștea pe Berna. Poftim? E o diferență că Berna nu se cunoștea cu Filip. Cum nu? Păi când ai gustat din tortul ăla și ai văzut că e bun, nu mai vrei să mai ai Ofelie. Ce? Dar ai gustat din tortul ăla și ai văzut că e bun, nu mai vrei Ofelie. E mai interesant. Dar dacă e un tort mai bun, nu. Doamne, iartă-mă, ce zic eu și ce înțelege omul ăsta. Doamne, măcar dacă nu știu, dacă să înțeleagă ce e la ochi în ochi, privire în ochi în ochi. Adică nu știu. Nu știu cui să-i zic, cui să înțeleagă, chiar nu știu. No, în fine, așa să fie, cum zice el și cum zice Ligiu, să ajute Dumnezeu. Da, alea mea este afară. Când vorbeam la telefon, mă lua pe de-alea că de ce vreau să apropie pe tine de Ramona.
Când e ceva asta apropie pe tine, să te fup cu Ramona, mă lua pe mine afară cu chestiile astea. E treaba mea, ce fac. Ai înțeles? Și acum când face chestiile astea și vorbește așa prost, în ambiție. Că am avut eu să apropii de Ramona. Toată lumea, știi femeii și bărbații. Și noi femeii, dar n-am trecut să se uită, frate, n-am altceva vreau să spună. Da. Tot la 30 de ani. Nu, dacă ai o fită, stai și fii cu... Te uiți mai cu șustă la 30. Nu că te uiți neapărat cu șustă. Adică mai mișelește, știi cum să te uiți așa, mai cu perdea, mai după perdea. Nu, mă, n-ați înțeles, nu. Adică altfel, altă... Ești mult mai hotărât în ceea ce-ți dorești, a, logic. Și atunci de-aia nu stai să-ți întorci capul. Plus că ai gustat toate torturile până atunci. Mai stau să-l gust pe ăla cu căpșun, că l-am gustat de 10 ori. Nu mai am chef de el. Exact. Știi? De asta, din grămadă, ai ales cei mai buni și te duci cu aia înainte. Adică șoricelul m-a ales pe bine. În schimb, când intri într-o cofeterie și n-ai gustat niciunul din torturile de acolo, clar că ai chef să le guști pe toate, știi? A ceva de genul și la vârstele astea. Că, a, că ai fost și tu, a, că nu știu ce, a, că, de ce, că am credibilitate și spun. Maybe. Nu, oricine mă susține pe mine, pe Filipul. A, dar nu mă interesează, nu, nu. Eu spun ceea ce am văzut. Serios. Serios. Dar ce mi-o zis, Digi, mă gândesc, mă doare sufletul. Bine, Berna, oricum tu țip la el și faci din el, zici că e cățelușul tău. Și aseară ai zis că, ai zis că fac ce vreau, că este iubitul meu și fac ce vreau cu el. Ai nu-ți mai dat tu cu părerea de relația mea. Mai plânge un pic după Gabi, oricum nu o să-l ai niciodată. Punct. Când vrei să mai ai un conflict cu mine, o să te fac să te enervezi aici pe ușă de fiecare dată. Ai grijă, ai grijă, tăi. Adică pot să te fac să nu mai știi de tine. Aia sfântă, desfaci cruce și Doamne ajută ca să ieși tu în premie aici în emisiunea asta. Arată-ți că caracterul. M-ai înjurat de nu știu câte ori și eu ți-am spus o vorbă. Da, fii pe zis de treabă, Gabi. Eu văd de treabă, vezi tu de treaba ta. Așa, că a fost la mare mai multe chestii și acum au zis Ligii că se uită după... Da, și se uită din Ligii, se uită de lună după Ligii, că s-a uitat ochi în ochi de nu știu cât de ori. Mă, pă dacă îi să fie cu Ligii sănătos. Tu vă înțelegeați bine acum 2-3 săptămâni. Faza a fost că noi ne-am înțeles bine, că a fost perioada cu Diana. Da. Da, bun. Cu Ramona. Nu? Aia când era el în certuri cu ea? Să zic, de când a început faza cu mine și cu Diana și atunci a intervenit el și mi-a schimbat automat părerea, știi, despre el. De atunci, de la început, de când m-am reîntors eu. Nu, și... eu zic încoace, că a, am început, de... am început. Când vorbea cu Ramona, că a vorbit pe cameră, a fost mai... Dar nu, am vorbit două, trei cuvinte, nu știu dacă... Nu, aia zic, nu erați certați. Nu, eu am încercat, Ana, că mi-a zis, știi că mi-a zis atunci că dacă tu mai vorbești cu ei, da, nu, da. Să ne supărăm, nu știu ce. Timo, mie nu-mi place să... țin ură pe cineva, nu pot să țin ură și dacă nu vorbesc, mă înseamnă că stăm în aceeași casă, parcă simt așa că mă apasă ceva. Uh-huh. Pur și simplu, nu pot să am nimica cu el la modul că să-l urăsc sau așa mai departe. Da. Și am zis, bă, cu el, el chiar nu mi-a făcut nimic și a apărat iubita, nu știu ce, am încercat eu să vorbesc cu ea, nu am încercat totul cu ea, nu știu ce. Și i-am zis, totuși, ar trebui să... Oricum de tot de femeie și respectul ăla care trebuie să-l poarte un bărbat, trebuie să-i bați o brază cumva, nu, n-ar trebui să te lase să faci chestia asta. În ce vorbești acolo? Acum ce ai? Nu vorbeam, arătam pozele cu mine și cu Bianca. În ce vorbeai tu? Că să fiu fericit, că nu știu ce vorbeai aici. Iar ești, știu că ești pe chestia aia, trebuie că vorbești pur și ți-am zis o chestie, sau mai vorbeam de chestii cu tine. Dar am arătat poze cu mine și cu Bianca. Sigur? Din gala, da. Și am zis că m-a întrebat doamna Sibel că de ce sunt supărată și am zis că... De ce? Că a zis cum ar veni Ligii, că te uiți de lună după ea și am zis că dacă e așa să fiți fără fericit și... Niciodată nu am zis să mă lași, știi destul de bine că n-am zis ce să fac. Și știi tu mai multe chestii ce am vorbit de cu tine, așa că ți-am zis. Tu acum știi ce faci? O faci pe ea, te simte bine. Nu-i doar veni să... Da, uite, că sufletul meu nu e bine. Nu mă interesează pe asta. Nu e bine? Pe tu? Da. Nu e bine că ce? Explică și mine. Uite, nu mă simt eu bine, dar să fie ea fericită dacă asta vrea ea să facă. Iar uite că sufletul meu nu e bine. Pe asta vreau să facă. Contează foarte mult ceea ce simt eu. Nu că ceea ce mă interesează, ce o să creadă lumea, sau ce o să creadă ea. Contează eu să fiu fericită cu adevărat. Tu lași pe ea să facă chestia asta. Nu las pe ea să facă chestia asta. Vreau să mă gândesc la fericirea mea. Ce faci, Mariuț? Nimic. Discutam și aici pe marginea subiectului vostru. Ce
Ce? Despre? De treaba cu chestiile astea, cu glume între fete și între băieți care sunt în cuplu. Eu asta le-am zis, băi, eu am evitat, chiar dacă îmi permit să fac glume cu voi, am evitat atingeri, schimb de priviri, pentru că nu am vrut niciodată să fiu interpretat greșit. Altceva. E fix, bă, așa sunt eu, așa am vrut să fiu. Și de asta cred că niciodată n-a putut nicio fată să vină să spună decât cu Andreea, bă, ăla s-a uitat vreodată la mine, sau l-am simțit că nu știu ce. Da, Diana, nu crezi că poti, adică chiar eu nu știu ce e spate. Nu zic că Filip a făcut, eu am zis, bă, am evitat orice fel de, și cu voi care sunteți prieteni apropiate ale Andrei, nu am vrut. Nu am vrut. Da. Diana, ai zis că te-o atins sau ce? Nu, stai că nu înțelegeți greșit. Nu, m-a referit că nu înțeleg de ce Filip o duce în punctul ăsta, gen, el mereu mă atacă când eu spun ceva. Bă, bun, ok, știu, am vorbit, ne-am pupat de câteva ori, dar stai așa un pic, că nu înțeleg de ce mă ataci cu asta și printre ălea erai și tu. N-am spus-o că nu știu ce făceai tu, am zis. Păi, nu vorbeai? Stai un pic, scuze. Stai un pic ca să spun de pe care Filip a explicat acum. Da? A spus că tu i-ai zis o dată afară, nu știu când, ce zi, acum câteva zile, că gen i-ai apropiat sau i-ai ajutat pe Gabi să se apropie de Ramona sau invers. No. Și gen acum i-o întorci. Nu. Asta i-am zis-o azi afară, i-am zis, dar de ce îl combin pe Gabi cu Ramona? Okay. Și am râs și el zice, și zic, vrei să-ți întorci și eu de el, zic, ce să-mi faci? Dar zic eu, păi stai că vorbesc numai de femei acum la Berna, am zis-o la glumă, nici de cum, nu i-am făcut-o. Și după aia, în fine, eram eu cu mâna pe telefon și el m-a apăsat pe telefon și după aia, gen, ne-am jucat așa. Da, mă, dar voi, nu știu, eu când mă uit la voi, eu am zis tot timpul, ok, dacă vine de la Ligi, da, nu am nimic de zis, dacă vine la tine... Eu vă văd ca niște prieteni, ca niște prieteni. Gen cum ați fi niște veri, nu știu cum bun, să zic. Bun, și eu acum, adică eu acum stăteam și mă întrebam, nu înțeleg de ce Filip reacționează așa și el mereu încearcă să o atace, să mă atace. E ca și cum aș fi fost eu femeia din viața lui, de am stat... Îți zic eu, Diana. Pentru că nu-i place să-mi se ce relație am avut noi doi sau nu știu ce relație de lungă durată am avut noi doi și ca și cum eu aș fi fost o femeie pentru că oricine mă susține pe mine, pe Filip îl deranjează. Nu înțeleg de ce mă atacă așa. El o face de rușine de fiecare dată când am ocazia. De fiecare dată mă faci de rușine. O face de rușine mereu, Filip, pe Diana, și se bagă. Vă zic eu, adică nu, părerea mea, nu. De ce se bagă? Dacă nu mă bag și este, nu înțeleg. Îți pare rău de Iancu? În momentul ăsta. Da. Pe bune? La mă, după rău că nu-l cunoscut mai mult. Pe bune? La ce-a făcut în ultimul timp? Nu știu ce-a făcut omul în ultimul timp. Păi știu că s-a despărțit de Denis, atât așa. Nu, așa la altul, era cu altă fată, era cu fata cealaltă și... După aia s-a despărțit de ea. Ba... Ce dai? Serios. Era, era poze cu mașina lui, nu știu ce, la, casă, la fata aia, acasă. Păi făcut nu știu ce piesă împreună, habar nu. La ea acasă. Chiar ați văzut în postare că în fiecare seară e mașina la ea. Da? În fiecare seară sunt ce la ea sau nu știu ce. Vivian, tu vrei să zici că iar avea, el are așteptări din partea ei. Bravo. Știi că păi, o cunoști de-a dar nu, eu nu trebuie să țin cu tine, facem? Livian, dacă tu ești greșit într-o chestie, eu nu trebuie să țin eu cu tine. Eu n-am zis... Numai că noi doi suntem de la Cluj Ligi, și... Ligi, eu n-am zis chestia asta și eu știu, nu am zis chestia asta. Diferență? Dar poate el are pretenția asta, știi? Dar, și dacă, că și dacă nu are, nu-i adevărul... De la el. Și dacă nu-i adevărul, nu-i adevărul ăsta ei sau... Păi dacă Diana ar știa să bage, știi? Să aștepte el. Ok, dar dacă Diana ar știa, nu, eu nu cred că Diana se înțelege mai bine cu el decât se înțelege cu mine. Și dacă Diana simte că undeva am dreptate și nu vrea să confirme, ci mai departe dreptate. Să țină cu el, atunci să stea și atrala. O zis Diana, nu știu de ce Filip le ia așa personal. Și am zis, bă, după părerea mea, le ia personal, fiindcă vă știți de afară. Păi și eu puteam la fel să le iau de personal și el. Până la urma urmei, numai el cu Berna a făcut glume cu Gabi și cu Ramona. Îți dai seama că te mai deranjează. Te deranjează, da, chiar dacă nu zici nimic. Diana, el de fiecare dată când are ocazia... O face praf. Și el o face pe ea praf, așa că hai să eu nu vedem doar pe Diana. Bă, fratelor, eu n-am zis că... Eu nu sunt parte la Filip sau să-i zic nu știu ce. Nu zici nimeni asta, n-am zis. Pur și simplu, ți-am răspuns la întrebare, Diana, de ce le ia el personal? Da, de-aia se explică varianta ei. Ea te-o înțeles pe tine. Dar nici nu trebuie, că eu știu și varianta ei. Adică eu văd cum e situația. Amândoi se atacă părerea mea. Amândoi. Eu una nu am nimic cu el să zici, bă, că nu-l supor sau nu știu ce, sau că ne-am pupat noi de două, trei ori, acum să mă ierte Dumnezeu. Zici că, da, cum să zic, mă dar voi ați auzit? Postură proastă, înțelegi? Voi ați auzit? Eu aș fost o femeie din viața lui care s-a întâmplat mai multe chestii și ce, păi și tu ai fost printre ălea. Păi, da, Filip, știu că am fost printre ălea, le-am pupat. Atât, dar acum nu trebuie să mă ataci că dacă eu îi dau confirmarea lui Ligi în ceva, în ceea ce s-a întâmplat în casă și îmi dau cu părerea, nu trebuie să mă ataci mereu că
Noi doi nu, ne-am tu ai zis că el a plăcut femei, s-a vorbit și cu femei din noiembrie, sau mă știu. Da, și, păi, păi, dar noi am spus un adevăr, am zis că nu vorbea doar cu Berna și vorbea cu mai multe femei și el știa asta. Adică... Am zis-o că vorbea cu, că vorbea cu alte femei în timp ce era cu Berna. Era singur, am spus un adevăr, ceea ce el știa și l-a recunoscut la rândul lui în casă, Livian. Da, dar cum ar veni, cum ar veni, cred că mintea lui e o chestie privată între voi doi, adică tu știi. Ce chestie privată? Tu știi că ai fost afară, cum te zici, eu știu ce femeie are, eu știu cu ce femeie umblat, eu știu, și el o ia ca o chestie privată, adică bă, dacă zici tu, adică tu chiar știi, și ca și cum zici un secret. Bă, ce i-am zis? I-am zis că printre care și el a spus, i-am zis bine, dar nu era doar Berna și mai erau încă Filip, două. Filip, hai, te rog, că m-am băgat unde nu trebuia, te rog eu din suflet. Că ce? Mai mi-am dat cu părerea și deja transpir. Iancu, pe partea asta a fost, bă, respectos, nu l-am văzut să-mi jure aici, nu. Mă rog, are și el defecte și așa. Din punctul ăsta de vedere, bă, că acum nu știu dacă așa l-a spus. E tânăr. Are 21 de ani, are un pic, are un pic de faimă acum. De asta am zis că să nu spară rău, fiindcă e vârstă. La momentul respectiv, părea că sunteți ok, dar nu... Crede-mă că dacă... Nu știu, dacă era... Și orice persoană e diferită. Că o persoană poate să stai, că o persoană poate să stai. Da, dar tu nu aveai răbdare. Da, nu știu. Nu cred. Erai obișnuită cu Dador, cu alt stil. Stilul ăla mă ține neliniștită. La modul că îmi consum ani din viața mea și are adrenalină. Nu, poate că am stat pentru adrenalina aia, știi? Păi da, și aia ție îți place, fiindcă tu nu ești așa. Mm-mm. Tu nu l-ai cunoscut pe ei meu, pe fostul meu. Era genul lui Iancu, crede-mă. Și până și ei mi-a zis. Îl văd pe Iancu lângă tine niște, cum e de Iancu, îmi place așa, cum se comportă cu tine. Lasă-mă în pace pe ăla, știi? Da, adică era stilul ăla. Eu ți-am zis, am cunoscut un ajador, un băiat liniștit. Un băiat cu minte, un băiat care e în jur, un băiat care are temelii. Baza temeliei Dumnezeu și el asta mi-a arătat. Nu ce am văzut aici în emisiune. Aici în emisiune, știu. Ce am cunoscut afară ulterior, nu e. Nu-mi doresc așa. Nu, deloc. Știu. Deloc, Bianca. Au fost momente din lunele alea două, când noi ne-am cunoscut, cum vorbea el aici. Că știa toate... Păi ce vorbeați în emisiune și faci de aia cu Berna, din Răgerasă, nu știu ce. El îmi spunea tot, seara așteam, el în toate pauze mă suna, vă vedeam pe cameră, pe la coafor, pe acolo, că mă suna, știi, vorbea cu mine. Și după aia, când am venit în casă și am vorbeam și a rămas și așa mai departe, se dădea de gol cu chestii dinainte. A, când a fost în Germania, a făcut ce-a făcut? A fost în Germania, mi-a zis altceva. Știi? Sau când a fost... Și deja vedeam minte, încă minciună. Încă o minciună. Și atunci avea de ce. Da, n-ai știut cum să pui punct. Da. Da, eu trebuia să-i dau cu ștuful. Dar gândește bine că dacă eu n-am avut înainte multe relații și băieți de ăștia facă. Tu, băieți care au crescut în biserică. Ce vrei? Da. Nu vreau să fiu ipocrită cum zic, bani. Au fost cu minți. Păi, nu, ei mi-i numește la club, bea un bar de vin odată la 5 ani. Și ce să zic, nu fuma, nu bea, nu nimic. Normal, gândește cum ăla nou. Știi, eu aveam alte principii, credeam că toți băieții sunt la fel. Știi? Și... Da. Ce să zic? Dar nu îmi pare rău, că a fost lecția vieții mele. Dar dacă eu... De ce îmi pare rău pentru Iancu? Că dacă eu făceam pași, nu mai sufeream atât de mult după băiatul ăsta. Da. Nu făceam atât de multe greșeli ca să am după ce regretam. Asta a fost nouă, da, am înțeles. Principalul motiv ăsta a fost. Că îmi pare rău că nu... Acum era... Și Iancu n-a venit să facă chiar așa. Ori aflam că mă înșela și du-te, tată. Dar niciodată n-avea cum să-l văd că plânge, că mă iubește, că să mă nebunească, să aflu chestii, după aceea să zică nu, că de fapt tot puteai vezi că îți minciun, că... asta făcea jocurile astea, nu mai înțelegeam nimic. Mă sunt la familia lui, știi? Și de-aia mă întorceam. Că niciodată, în afară, niciodată nu... Nu cred că acceptam. Uite de cum a fost faza asta acum. Am venit aici.
când eu ți-am zis, stai un pic, Filip, că nu vorbeai doar cu Berna și mai erau încă 20 de femei. Nu am zis-o sub formă de răutate, ți-am spus-o pentru că tu la rândul tău ai venit în casă și toată lumea știa că tu vorbeai cu mai multe femei în perioada aia, înțelegi? Nu e ca și cum aș fi venit aici și aș fi zis, Filip, tu în timp ce erai cu Berna, tu mai vorbeai cu încă 10 femei, atunci okay, da, bun, și ceva? Să mă faci nesimțită și să mă atas să-mi faci ceea ce vrei tu. Ce? Dar dacă eu spun... A, acolo. Pe aia, deci, înțelegi? Uite, de exemplu... Era, deci n-am trecut și te-ai băcat un subiectul ăsta, adică de ce ai deschis tu să zici subiectul ăsta? Pentru că face parte din concurenții puterea dragă. Dar cu părerea și fac parte pentru că Ligia a venit și mi-a zis mie afară, înțelegi? Eu de-aia am fost băgată în subiectul ăsta, pentru că ea mi-a zis mie de mai multe ori, a zis că uite, se uită la mine și nu știu, și eu am sfătuit. Ok, bun, dar tu nu știi ce am cu cine vorbeam eu situat în perioada aia și cu cine vorbeam și cu cine stăm să vorbesc. Așa că știi tu că am fost acasă mai vagabond și știi tu că vorbesc cu multe femei? Bine, Filip, e bun să o gândești așa, dar tu nu știi cu cine vorbeam eu că, prin mesaj, dar cu cine vorbeam în video non-stop. Nu știu cu cine vorbeai tu pe video non-stop, nu știu ce făceai, erau mai multe, nu știu, nu mă interesează, doar că nu înțeleg de ce ai, nu știu, simți nevoia de câte ori prinzi ocazia, simți să mă ataci. Ca și cum pe că... Nu, pe tu acum ce... Ascultă-mă. Asta ce-ai zis tu și asta o iau și eu ca consider de atac. Adică ascultă-mă, cum ai atacat și acum 10 minute mai devreme mi-ai zis că... da, și tu ai făcut parte din alea. O spui ca și de, cum... Nu, pe, a, pe eu am zis ca și cum am fost femeia din viața ta, am avut o relație de un an și am fost femeia ta, ne-am... Nu, asta o vezi tu tot gândește așa. Eu am zis chestia asta pentru că nu te-ai trezit într-o dată să zici că am avut eu multe femei și nu înțelegi ce ai zis subiectul ăsta, ce ai zis tu chestiile astea așa dintr-o dată când era altă discuție. Pentru că... Nu. Păi nu mă atrage chestia asta, adică nu avea subiectul de chestii de astea de femei. Tu ai zis-o că la tine și la Berna era altceva, că tu ai vorbit, că tu vorbeai cu Berna din septembrie. Oare dacă era altă fată în locul Bernei și venea în casă, la fel spuneai? Că sunt aceleași sentimente că tu vorbeai cu fata aia din septembrie. La asta mă refeream, că tu vorbeai cu mai multe fete în timpul ăla când tu vorbeai și cu Berna. Și tu la rândul tău ai recunoscut. N-am venit să aduc aici o chestie pe care nimeni nu știa și am venit să te atac cu ea. Că aș putea să fac... Eu în perioada aia vorbeam cel mai care mult, nimeni nu le știe. Ce mai mult vorbeam cu Berna și vorbeam cam de 4-5 ori pe zi, vorbeam video. Ai înțeles? Nu știu ce era, nu știu și nici nu mă interesează. Eu spun cum știu că tu vorbeai cu fete și atâta tot. Nu mă interesează cu cine vorbeai mai mult, nu mă interesează de relația ta, nu vreau să mă bag în relația ta, că nici nu mi-ar place ca eu să am o relație în casă să bage cineva intrigent, înțelegi? Eu mi-am dat cu părerea și am spus. E bun și de ce deschizi subiectul de chestia asta? Pentru că vorbeam cu Ligii. Te-ai simțit tu să zici chestia asta că am avut eu acasă nu știu câte... Pentru că tu ai spus-o la un moment dat. Ok, eu și bun, repede, aminte. De ce ai simțit să zici chestia asta? Așa de mult te-ai interesat dacă am avut eu sau că s-a întâmplat chestia? Da, vorbeai cu mai multe fete, tu ai spus-o. Ok, bun, și repet, de ce te-ai simțit tu să zici chestia asta? Pentru că... Mereu zice chestia asta, dar nu înțeleg și ieri la fel. Pentru că tu ai... Mereu. Nu există o zi să nu-mi zică de Ana ce fete au avut acasă, ce ai făcut, ce... Da, pentru că vorbeam cu mai multe fete. Afemeia tirai tu și mai departe. Dacă grupul. Ok, bun. Eu te înțeleg că tu ești preteră cu Ligii, dar nu le-ai situații... Nu o fac. Crede-mă. Nu le-ai situații când te cerți cu Gabi să ai discuție cu Gabi, eu nu mă bag. Nu are dreptate, eu nu-i dau dreptate. Crede-mă că nu mă interesează, că și m-a certat și cu ea aici acum 2 săptămâni. Unde Ligii nu are dreptate, pe mine nu mă interesează că e Andreea, că e Ligii. Da, mereu spui, eu nu le dau dreptate. Filip, a avut înțelegi? Bombe, și fata Filip, cu Marius, cu Andreea, cum a fost când Andreea nu a avut dreptate, poate că nu eu zic aici, dar poate că eu zic în spate. Zic, bă, Andreea, nu ai dreptate în unele chestii. Crede-mă că nu fac să îi dau dreptate ca să îi dau dreptate că e Ligii și că sunt apropiată eu de ea. Nu, unde greșește, îi spun, crede-mă. Dar nu e nevoie să-mi dea dreptate, stați liniștiți. Nu am vrut să fac să-i dau dreptate. Era discuția că și atunci când erai cu Berna, atunci când erai cu Ligii, la fel te uitai la Berna și de aici a pornit discuția, înțelegi? De acolo a plecat toată discuția. Are și noi am intrat în subiect, nu m-am trezit eu așa, stai un pic, că Filip vorbea cu alte fete când era cu Berna și nu știu ce. Nu, de acolo s-a degenerat discuția și am început să vorbim. Niciodată. Dar nu înțeleg de ce. Timp de aproape 4 atacuri și nu mi se pare. De aproape 4 luni de zile că sunt casa asta, n-am făcut provocări cu nimeni, n-am avut gesturi cu nimeni, n-am avut absolut nimic cu nimeni. Dar nu asta arată că nu simți. Și cred că niciodată în casa asta nu au nici ceva de mine. Tocmai când ești între fete tresareți, nu. Dacă stai izolat în mănăstire, mereu o să fii un sfânt. Trebuie să stai între oameni să vedem dacă ești sfânt. Stai tu liniștită. Eu și să am învățat iubita și o respect în continuare și n-am eu de ce să fac. Eu sunt foarte liniștită, crede-mă. Eu n-am nimic de pierdut și nici de câștigat. Situația cu Rama și Carmen. Deci eu n-am de ce să nu l-am treabă. E vorba de relația. Deci insistați voi atât de mult. Foarte insistat ea. Înțelegi? Dar la vârsta ta e normal să îți umple ochii. Asta discutam noi. Da, omule, da, la vârsta ta e normal. Cred că tu te-ai uitat mai mult la mine, nu e la tine. Să-mi dea el un mesaj și toată lumea să mă asocieze cu el.
De ce? Simpatică, dar iar vorbești prost. Dar vorbește prost, dar nu mă interesează. De ce să bagi altul? Pe lucru vorbești despre alții, spune multe despre tine, așa că poți să vorbești cum vrei tu, nu mă interesează. Vorbești ceva, vorbești despre tine. Chiar nu mă interesează, poți să aberezi aici, am văzut că tu ai darul să minți. Eu știu că... Eu o să mint? Da. Cred că între noi doi, cred că nu știm care minte. Și nu-și asumă unele chestii. Domnișorul. Așa că... Domnișorul cu roșu. Stai liniștit. Liniștită, stai acolo, banca ta. Nu ești liniștit, vezi că cauți dialoguri aiurea. Așa că Filip nu mai m-a atacat. Păi nici tu mai descrie subiectele astea, e simplu. Și faza care ți-am zis-o afară, ți-am zis-o la glumea, am zis că de ce încerc să o asociez pe Ramona cu Gabi, da. Normal, o spun și aici în casă și Ramona știe că am vorbit cu ea chestia asta, mi se părea că mai mult îi asociați voi decât ei doi. Dacă ei vreau, prin dacă ce? Ei doi ceva, deci dacă ei doi vreau ceva, exact la fel pe Filip cu femeile alea. Dar stai așa, se pare că luna pe... de luna de zile de două, îmi zici în continuu. Se pare că luna pe Gabi de mână și ai înțeleg de Gabi să... Nu, dar mereu, pupo, bă, nu știu ce, de ce, să mă simt eu prost? Asta e Caterinca, e Caterinca. E Caterinca, dar Caterinca, Caterinca, dar știu. Să fie Gabi să ia după mine și zică să o pup pe Ramona. Și eu la fel o spun de acum, pupo, pe Ligi. Așa a zis toată lumea din casă, a zis și Mariu, Filipian, toată lumea din chestia asta în casă, n-a fost de singurul băiat. Te-ai gândit dacă ei nu cumva fac lucrurile astea ca tu să ajungi să ai o ceartă cu Diana? Nu, cu Ramona. Da, probabil că da, dar sunt prea inteligentă și nu da, poate să facă nimic. Da, că m-am dus cap acolo să stai eu să te încerc cu Ramona, parcă mă interesează pe mine. Păi ați mai... Da. Dacă eram în față și eram cu grupul vostru, puteam să bag. Dacă se pune Ramona, ce face Ramona? Să trezeți așa niște instincte de-astea agresive între ele. Ce vrei, mă? Exact, asta pentru un băiat. Un băiat. Niciodată în viață. Eu nu zic ce faci tu, Ramona, spun cum văd eu din exterior. Nu se va întâmpla. Părut... Așa, trebuie să te iei și de Mariu și de Liviana, că sunt așa, că și e fac Caterinca asta. Acum, ce zici mie chestiile astea, pe și de ei, de ce nu zici? Nu, mi se pare că tu ai insistat în ultima vreme. Eu am insistat vreme... în tot aici. Da, până, eu crede-mă până că să nu fost... vină Gabi ieri aici să zică eu, că eu a făcut unele lucruri. Eu crede-mă la capitolul ăsta, ai crede că nu am băgat cam deloc la capitolul. Da, mie asta mi s-a părut, părerea mea. Și pot să-mi dau părerea. Până când Gabi nu a ieșit aici să spună că sunt unele chestii care nu poate să le zică și că a făcut așa și așa și nu a spus aici, voi insistați voi mai mult. Pe subiectul ăsta. Dă un și exemplu. Săraca Ramona nici măcar nu reacționa. E bine că s-a lămurit situația. Da, eu uitați chiar despre mine și despre Ramona să mai vorbiți. Da. Chiar mai bine. Bravo, Gabriel. E mai ok. Dacă am lămurit lucrul ăsta cu Ramona în spate și am povestit... Exact, am vorbit și eu cu ea și ăsta e cel mai ok. Nu, pe mine mă deranja că s-a asociat mereu și astea am zis, dar nu i-am zis-o cu răutate, i-am zis afară. Filip, de ce încerci să-l asociezi pe Gabi cu Ramona? Și el a zis, da, de ce? Nu știu ce. Dar zic că, păi da, vrei să-ți fac și ție la fel cu Berna? Pentru că era în așa măsură și... Păi dai seama că și pe mine mă deranjează, că și el zice, da, ca să-ți eu am zis în formă de glumă, tu faci în formă de răutate. Eu nu voi ați făcut lucrurile astea pentru că Gabriel a recunoscut noi, că vrea să facă pași. De asta, că pentru că eu cu Ramona am vorbit și știa mai multe. Da, bun. Și după aia, și eu când am zis chestiile alea, am zis în formă de glumă. Iar ce fac formă de glumă și aceea că fac în formă de răutate. Aia, Diana, acum gata. Dar acum, cum au zis și Ramona și Gabi, acum am încetat când au zis amândoi. Atât, gata. Dar cât timp știa mai multe chestii, Gabi, nu te supăra, normal că ziceam așa ceva. Da, am zis că nu m-am supărat, poate că o deranjează pe Diana. Eu cu Ramira, adică eu cu Ramona suntem apropiate și dacă ar avea aici un cuplu în casă, l-ar deranja anumit. Era normal să o deranjeze pe Diana și... Da, dar acum amândoi a spus. Mai ales că eu eram apropiat, tu și Ramona, adică eu eram apropiat de Ramona. Păi nu, pe aia am zis că dacă... Ne mai asociați? Eu cu Ramona am vorbit, am zis unele lucruri ce trebuiau spuse. Uite că a rămas ca și înainte. Păi da, și cum am rămas ca și înainte, prieteni. Am încetat, adică nu vă mai... A, și pe mine asta m-a deranjat. Am spus-o și ieri și am spus-o și afară. Și ți-am zis și ți de la nici nu mai zici să mă faci, să mă simt eu prost, că și eu de aia fac. Tu mereu vii cu femeile alea, eu zic atunci de Gabi și de femeile lui. Da. La fel și pe mine Ian, cum a deranjat. Păi vezi, și mie dacă m-aș apuca să zic de femeie Diana, cu există Gabi un din afară, te-ar deranja. Deci femeile așteaptă. Auzi, Diana, opriți un pic motorașul, Berna. Da. Am zis, Diana, că există un principiu în viață. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Bine, Bianca, da, lasă-mă la toată lumea. Așa să zic și eu, lasă-mă acum când te bagi în seamă. Dacă ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, asta da. Mi s-a întors și vrei. Nu că ți s-a întors, dar acum o lună de zile tot ziceai că Berna o să fie înșelată, că nu știu ce. Acum că ei fac glume cu... Doamne ferește! Te superi. De ce? Dar eu nu am spus că... Am spus că mă simt prost. Ar trebui să te simți prost când zic prietenii tăi, nu când zic. Nu, dacă ar zice prost. Prietenii tăi, ar trebui să mă te simți prost. Mă simt prost, dar dacă zic... oricine.
Cum? Filip, păi da, da, pe Filip îl consider puțin mai apropiat decât Berna. Da, tot de prietene. De, da, de aia mă atac. Dacă ți era prieten Filip, pe mine nu mă atacai cu femeile lui. Berna, dar asta nu lua numele de-o, pentru că s-au atacat reciproc. Adică au fost lucruri care s-au atacat reciproc. Nu, gata, fiecare chestie. Asta e un pic ce spun. Da, da, diferența este că... M-a ascultat să spun. Da, zis, da, 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 m-a ascultat să zic și eu. Nu, logica nu te ascultă. Diana a zis că sunt prieteni, nu sunt prieteni. Dacă erau prieteni, nu-l vota. Exact. Și Filip, dacă mi-era prieten, nu mă vota. M-a votat Filip de trei ori la rând. Da, dar diferența este că tu spui că ți este prieten, Filip n-a zis că voi sunteți prieteni. Am spus adevărat. Că suntem apropiați din afară, nu că suntem prieteni. Că dacă e sau neapărat... Aia s-a zis Livian că are pretenții Filip, din aia că s-a apropiat. Cum? Exact. Eu nu cred că sunt... Așa zis Livian. Bun. Ok, Filip, nu, stați un pic, nu că așteptări unul de la altul. Nu că să cunosc de afară. Exact. Un fel îți mai, no, apropiat, există ceva. Apropiat, da, nu prieten, dar apropiat. Pe Berna, da, ai ca o amintire afară, au trăit. Dar mă, Livian, dar tu ataci prieten la prietenul tău? Păi, dar stai un pic, Berna. Ataci și Filip la prietenul tău? Da, exact. Acum a fost atacată și Filip. Adică dacă ai... Filip e apropiat și așa mai departe, nu mă atacă pe mine cu femeile alea de 2-3 luni de când mă atacă. Normal, Diana aduce viața... Dar dacă eu spun într-o zi de Ramona și Gabi, mie mi se spune să nu mai zic. Normal. Dar mie când repetă de 3 luni în cap de femeile alea, și mie mi-a repetat de un meu de 3 luni, am intrat în casă o grămadă de ori, îmi pare rău, draga mea. De ce? Nu te mai agita, Berna, că și tu mi-ai zis de 1000 de ori de fostul meu și am zis, Berna, nu mai aduce aici, că nu vreau să simtă Gabi proști și să mă fac să mă simt și eu prost. Și tu ziceai deja. Nu-ți convine? Tu. Păi, de asta zic, da, nu? Automat. De fetelor, de Iancu, de tot. Ceea ce ție nu-ți place, altuia îi face. Aici se potrivește și ei, dacă ea nu făcea, da, nici da, ea nu se atrage atenția, tu îi atrage ea. Diana, ei l-a atras pe ei. Berna, nu ți-a zis, dar de ce îmi zici de femei? Berna, nu ți-a zis, dar de ce îmi zici de femei? I-am atras atenția lui Filip, aveam pretenții de la el. Cum el spune că are pretenții de la mine, așa am și eu pretenții la el. Diana, Berna nu ți-a zis, Diana, dar de ce spui de femei? Te-a lăsat să vorbești. Cu Bernei. Vreau să vorbesc cu Berna. Uite că vreau eu să vorbesc. Eu nu uite că vreau Bianca să vorbesc. Îmi dai onoarea, Berna, să vorbesc. Cum să nu? Dar i-am dat de mult Bianca onoarea. Vorbesc eu acum că sunt... Nu vreau eu să mă vopsesc. Uite, sunt avocata... Sunt avocata Bernei. Vrei să mă vopsesc? Diana, dragă. Fii atentă, fii atentă, eu mă bag avocatul lui Diana, hai. Nu te ascult, că nu vorbesc. Să vedem care e ficare. Berna, nu ți-a tras atenția de ce spui de femei, ai vorbit o lună de zile, două, cât ai vorbit de femei, nu ți-a zis niciodată, Diana, de ce spui de femei? În schimb, tu astăzi te trezești. Mi-a zis de 1000 de ori. Și ieri? Și chiar ridica și tonul la mine și m-a atacat și ea. Și tu ieri ai spus că de ce face glume despre Ramona? Păi Gabi a spus că o place pe Ramona. Da. În schimb, Filip nu are nicio treabă cu femeile din afară. Păi da, dar la momentul ăla le-a plăcut. Și ce legătură dacă ți-a plăcut de el, ați mai place și acum? Hai să poți să ataci cu o chestie. Hai să te atacăm da, cu acasă, frate, nu, dar poți să ataci. Bă, vezi că ți-a plăcut ăla și tu ataci, Bianca, și tu l-ataci. Nu vorbesc la momentul ăsta. Cu lui Gabi, dar ce-o mai tragi, dar ce-i plăcut? Hai că toată lumea... Dar nu, eu nu zic la momentul ăsta, spune că le-a plăcut. Ce treabă, dacă le-a plăcut cu fetele alea? Cum? Păi poți să ataci, asta zic, poți să le ataci cu chestia aia pentru că le-a plăcut. Cum și tu l-ataci pe Gabi că o plăcut-o pe ela și încă spui și ieri, dar o mai place pe ela, de-aia te bucur că nu mai ai... Stai mă, un pic, e diferent dacă băiatul are cuplu. În fine, lasă, Andreea, dacă nu mai băga în zi. Să-i comparați cu niște persoane care nu l-ați văzut niciodată și una care ați văzut-o. Dar vezi când și eu zic de... Ramona, Gabi, de... Da, da, dacă Gabi a spus că o place, nu-i normal să... Da, o place foarte mult. E... Păi așa am zis, de nevastă acum. Păi și de aia n-a spus că le-a plăcut pe fetele. Adică am văzut și mesajele, fată, dragă. Ce-ai zis? Da, și a spus că vrea să o ia de nevastă. Și eu am văzut mesajele dintre ele și Ramona. Da, 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 da. Păi ți le-a arătat Ramona. Păi normal. Păi fată bună. Nu e adevărat, ai zis că nu le-ai citit. Păi acum de ce minți? Ieri eu zis că... Nu le-o citit, place, o place, să ia de nevastă. Auzi, Ramona, să dă șmecheră că ai citit mesajele. Bă, eu unul sincer să vă spun, nu cred că Ramona ție ți-a arătat mesajele Berna. Ramona, ai arătat mesajele Bernei telefonul? Nu, a fost un mesaj, nu mai știu ce mesaj. Stai mă un pic, dar de ce se dă mare? De ce se dă mare că a văzut mesajele când fata îi le-a spun eu că nici Diana și nici Berna n-a văzut mesajele, vă spun 100%. Dar n-am arătat toate mesajele. Păi, dacă aia zic, așa că nu vă mai lăudați. Unele mesaje, doar. Nu, Ramona, nu mai lăudați că a văzut mesajele. Ramona. Bine, Ramona, lasă așa. Ce am spus? Cum lasă așa, că ți-am arătat un singur mesaj? Erau patru mesaje. Nu, scria gen așa, unul după altul, dar nu ți-am arătat toate. Păi, dar nu mi-a arătat, am spus, mi-a arătat. Aia zic, nu vă mai lăudați că ați văzut mesajele. Mi-a arătat câteva mesaje, erau
patru rânduri. Fetelor, nu vă mai laudați că ați văzut mesajele, că sunt 100% sigur că Ramona nu va arăta. Gabi, dragă, cea care s-a laudat a fost Diana. Ascultă-mă, Ramona mea și Diana, vrei să fără conversați și am zis nu. Nu vreau să văd pentru că am încredere. Bun. Ce vrei? Nu mai discutăm. Arată Ramona că face Ramona. Păi nu ai zis, stai, dragă, liniștită că am văzut mesajele. Nici nu mă interesează și nici nu vreau să le văd. Stai un pic. Ai încredere în ce? Poftim? Ai încredere în ce? În ceea ce zice Ramona. Că nu are nimic cu el. Pentru că Ramona mie spunea afară când să stau liniștită. De ce te lauzi cu asta? Că Ramona ți-a zis, dar ea nu zicea. Într-o zi la favorit, nu știu cum a devenit vorba. Că laudă pe Ramona, că e foarte ok. Dacă mă întreb pe mine. Cu ce? La ce fac referire? Lasă-l pe el, pe Gabi. Poți fi el bagabon, că o place, dar fata asta eu zic. Mă interesează ce a vorbit Gabi, ce i-a zis Gabi. Ramona a venit la mine, i-a arătat destul de bine ce mai este în spate și ce a vorbit mea amândouă. Și mesajele lui Livian le-au arătat și te-au spus. Dar nu stați un pic. Stați că nu. Dar nu mi-a arătat mie. Două secunde că am o nelămurire. Stai un pic, Diana. Nu s-o simți apropiată de mine, dar de ea s-o simți și-o vreau să-i zic. Numai două secunde. Deci tu ai zis că ai încredere în Ramona, că ce? Că nu o să fie cu Gabi. A, că nu o să fie. Du-te, măi. Am păi și-o zis, nu am vorbit nimic serios, am vorbit la vrăjală și are... Să fiu cu Gabi. O zis, te cred că ai vorbit la vrăjală. Da, că tu ai spus că din toate mesajele, Ramona, cred că... Ramona! Ramona! Da, da, dacă ai zis că... Ramona! Tu, Ramona, tu crezi că stai încredere în tine. Cred că din toate mesajele, o singură dată ți-am spus că... Tu poți să zici că nu te crede, Ramona. Au fost mesaje... Da, cu ei totul ești altceva, tu nu te crede. Aiurea, total aiurea. Da, și Berna o dă că i-a arătat tu mesajele, că nu știu ce mesaje ați avut voi. Berna era lângă mine când a fost un singur mesaj, dar bine, n-a fost... Exact, erau Gabi, bani, nu. Eu nu știu, prietena ta... Gabi, a fost un singur... De fapt, era un singur mesaj, doar că tu ai văzut... Scrii ceva după iar da, și da. Nu scrii totul. Dar stai că, tot. Și chiar dacă... Gabi, stai că zic eu, Berna o face... Alea, nu sunt conversații despre mine și despre Ramona. Nu, no, astea... Conversații... Stai un pic să zic eu, Berna o dă... Știu de ce te-ai enervat tu acum, adică te-ai enervat, te-ai agitat un pic, pentru că Berna o dă în sensul că, vai tu, Doamne, nu știu că, ce mesaj i-a arătat Ramona ei și nu știu ce ai scris da. Tu mesaj și că a arătat toată ce... conversația ce tu îi scriai de fiecare dată. Aia e, că pe asta, păi asta știu ce am vorbit eu prin mesajele. Nu am vorbit nimic. Ea o duce la extrem, adică o exagerează, înțelegi? Da, dar tu te-ai gândit că poate Ramona îi zice unele chestii lui Berna. Dar nu. Dar ei, ia spune că nu i-a zis. Ia stai puțin, Diana. Eu ce-am spus aici, am spus și în afară. Nu vreau o relație cu Gabi, nu o să fac o relație cu Gabi. Asta e tot. Da, nu-l vreau. Asta am zis. Cum am zis aici? Nu vreau, nu sunt pregătită de o relație. Aia ți-am zis și eu, aia ți-am zis și eu ție că Gabi. Noi între noi doi mesajele n-au fost, bă, să zic că am exagerat, bă, Ramona nu știu ce și nu știu ce. Nu, n-au fost mesaje, au fost mesaje total aiurea. Ceea ce am spus a fost nemisie mai mult. Un singur mesaj că te simpatizează și că vreau să te cunosc mai bine. Nu mai știu ce scrie în mesaj. Un singur mesaj a spus, bă, Ramona, sincer, chiar vreau să te cunosc. Atât. Nu ăla, mai a fost unul, nu mai știu, care ți l-am arătat și... Dar nu mai știu ce-ai scris acolo. Atât, dar n-au fost mesaje, bă, wow, ce-am vorbit despre noi, numai despre noi. Dar tu, eu am conversația, Gabi, eu n-am știut să vrei să te mint, nu am... Păi, dar știu, pe aia ți-a spus Ramona, că eu știu ce-am vorbit noi și de asta m-am agitat. Că Berna a dus un alt testrec. Că lucrui cu asta. Băiți, Doamne, ce mesaje vă dătează voi. Nu ne dădea mesaje de amor. Păi eu știu ce de amor. Nu ne dădea mesaje de amor. Nu, da. Vreau să vă spună Renate ceva. Amor, am zis. Da, Renate, e momentul să te bagi acum. Chiar te rog. De amor. La zi, da. Renate. Diana, mă auzi acum? Da, Renate, aud. Mulțumesc. Vreau să te întreb ceva, am o întrebare pentru tine. Te rog, Renate, te rog. Câte minute, nu știu, dar am numărat de 3 ore. Ai spus că nu mă interesează, dar vorbești. Dar nu mă interesează. Vorbești, dar nu mă interesează. Nu mă interesează. Tu ești aici în emisiunea asta. Sau am nervi și mă fac să-mi vărs nervii pe tine. Eu vorbeam, acum tu vorbești, acum iar da, acum eu vorbesc, da. Bine, da nu mă interesează, nu mă interesează. Tu decât asta auzi la mine, altceva mai auzi? Nu, eu alea le trag ca... Da, păi doar asta vrei să tragi tu. Eu nu știu unde ești tu, nu știu, ești în altă parte.
Doamne, cum v-ați aliniat? Doamne, câte sunteți? Materiale. Ligi, ai fost supărată că nu te-ai invitat Ela, Bianca, Livian, nici nu știu cine, Berna? Toți. Nu neapărat supărat. Cred că Berna, nu am eu pretenții din partea Bernei. Dar nu cred că Berna ar fi avut ceva împotriva. A zis că nu vrea să stea pe partea. A zis că nu eram în grup, adică ne-am organizat. Las-o pe Ligi, te rog! Da, că mă înțeleg bine cu fata și mi-ar fi plăcut să nu? Alături de ea în momentul ăla, da, na, dacă ele așa au simțit să ne separe. Păcat. Dar cine crezi că a simțit să facă asta mai intens? Zic eu, cine? Ela cu Diana și ele două, nu se supără. Nu, eu am părerea... În cameră cu ea, știu... Nu, mai, nu, în grupul ăsta care a făcut toată organizarea, trebuie să fie existat un om care zice, dar invităm doar... Nu, sau v-ați înțeles din privire, sau v-ați prima, din prima. Mai apropiați. Poți să zic? Mai bine zi. Știți cum e? Aici când sunt conflicte, nu vedeți conflict, rar vedeți conflict Berna, Ela, eu... Nu mă interesează, treci la urmă. Doamne Andreea, în ideea că noi care am fost, e mai puțin probabil să ne certăm, să dăm unul altul cu cine și ce. Și probabil de aia, adică mai mult ca sigur, de aia s-a ajuns acolo și, și când ideea e și așa se iasă. Ascultă-mă, eu am vorbit cu ea, eu... Ne-am gândit că și la mare a mers și tot la fel am stat separat. Da, și să iasă așa, da. Nu din cauza la băie. Nu te-ai gândit că tu nu te-ai gândit. Păi da, tu ai văzut prinsă. Și dacă veneau, ce făcea Ela? Ba da, da. Dacă l-a certa, Ela nu convenea dacă venea Diana. Da, eu zic că trebuie să fiu nici nu vreau să fiu acolo. Poate că la dar trebuia să fie. Eu am vorbit cu Ramona. Aoleu, dar vorbiți una. Păi da, dacă vorbesc cinci. Eu am vorbit cu Ramona mai de mult, i-am spus că de ziua ei ar fi fain să mergem în Adalat, pe insula aia. Cu două săptămâni înainte. Eu, după aia am vorbit și cu Berna, erau și fetele, zic, mă, nu vreți să veni să mergem în Adalat, că e și ziua Ramonei și să-i facem acolo o surpriză. După care nu ne-am mai dus pe insulă, Liviana a zis, bă, hai că închiriem un iaht și să rămânem toți. Ea știut că o să fie un vapor ceva, în fine, o să fie un vapor ceva. Dar acolo am pregătit surpriza, deci n-am spus să invită pe altcineva, vreau să fie alte persoane la ziua mea. Vreau să mă simt. Tot n-am simțit. Tot e, nu, în fine. Am fost înțeles să înțeleg și ce trebuie. Eu ies acum din emisiune și facem ședință cu echipa de producție și zicem așa. Hai să dăm afară pe cineva. Pentru prima dată într-un an și 8 luni, hai să dăm afară pe cineva. Gândiți-vă la mine, Andrei. Sau hai să facem un date și să invităm doar 4 persoane. Bun. Și noi stăm cu toții la masă și zicem. Hai să-l invităm pe X, pe Y și pe Z. Da, nici n-a fost vorba de invitat. Cine zice de cine? Ei, adică eu zic. Hai să-l invităm. Hai vreau să știu. Cine a zis dintre voi? Ligi, dar nu poți să știi. Andreea, dacă vrei, aduci-mi telefonul. De unde a venit? Andreea, eu cu ea am spus că mergem la Dala. Haideți toți care suntem aici să mergem afară. Exact, așa. Dar n-a zis. Apoi a fost o înțelegere tacită așa din privit? Nu, nu. Adevărul și stare. Adevărul și stare. Nu, inițial am vrut să ieșim așa, fără ziua ei. Și a fost un pretext că a fost ziua ei. Nu e adevărat. Ba, da, nu mi. Ba, da, pentru că ziua e Bianca și am pus buzele și n-am putut să plecăm. Bine, da, dacă bravo. Noi am mai vrut să mergem o dată, dar nu. Zi, curaj, riscă, că te tai, zi. Ce vreau să zic? Da, adevărul. La ideea aia, cum ați zis, că din producție să facem ședință să ăsta, fiți atentă, doamna Andreea, dacă e să alegem aleator, da? Noi, eu în staff, aleg 4 persoane care n-au nicio discuție între ei, să pun la masă și nu vorbesc. Corect. În ideea că noi avem discuții tăți, dar nu am ales ca să se ducă conflictul să se aducă aici. Da, dar eu vreau un răspuns foarte simplu. Care a zis primul, n-are sens să-i chemăm și pe n-a, ceilalți. Nici nu s-a discutat despre ceilalți. A fost de la sine înțeles? Da. S-a discutat despre ceilalți. Nu s-a discutat. Nu, nici pe am mâncat noi acum o săptămână jumătate. Dacă e de la sine înțeles, nu te înțelegem cu X, nu te înțelegi cu Y. Nu, când ne-am mâncat noi. De ce să chemăm pe restul? Când a venit, ne-a văzut și Simona și cu spate duci la masă pe toți. Când am mers să mâncăm. Ai de ziua ei. Nici nu mai contează, Ligi. Da, chiar că nu mai contează. Te-ai supărat? Nu, chiar eu consider că mă înțeleg bine cu ea, dacă ea nu simte același lucru, nu, îmi pare rău. Ea n-are nicio vină. Tu, eu oricum am zis că o să-mi fac ziua aici. Chiar am zis, eu îmi fac ziua în emisiune. N-are vină, Ramon. Și noi am făcut surpriză acolo, am așteptat, ne-am dus înainte cu 2 ore și am pregătit totul acolo. Punct. Cine vrea să înțeleagă bine, cine nu. Cine nu-i problema, nu, asta zic și. N-am spus niciodată, niciunul dintre noi n-a spus, bă, pe ei nu invităm, pe nici Ana. Nici nu mai trebuie să spun, a fost evident. Filip te-a urmărit din gală la mare. Asta cu... La mare nu știu că nu m-am uitat după el, spun să ce m-am bucurat prea tare de mare ca să. Păi, înțeleg că ei
spus ceva. Nu, asta e o minciună de-a lui, asta vrea el să scoată, Andreea, dar nu sunt cu capul ca să am astfel de discuții și de replici la adresa lui Filip, să mă ierte Dumnezeu. N-am nici... Lasă-l pe Dumnezeu în pace, nu începem iar. N-am de ce să... Nu, chiar să n-am de ce să-i spun lucrurile astea. Puci și în emisiune l-am surprins de mai multe ori și în gala asta de minim 3 ori l-am surprins și a fost așa... Ai contact, înțelegi? Și am vrut să-i spun, am vrut să fac faza care o făcea Andy. Ce te uiți așa la mine? Dar având în vedere că astăzi o veni cu minciunica asta, chiar nu m-am mai putut abține. Și atunci, dacă tu vii cu minciuni, eu vin cu adevărul, știi? Stai puțin. Da, așa, zi, Filip. Doamna Andreea, în primul și în primul rând, una la mână, fac rolul la relația mea, dacă zice chestia asta să mint, adică... Am fost la iubita mea și-i explicat ce s-a întâmplat. Dar puteam să mint sau puteam să spun dacă se întâmpla ceva care era împotriva mea, da? Bun. Am explicat situația asta. Ea acum o dă că n-a zis așa, dar așa a zis că... Așa a zis, da. Și eu asta. Plus de asta, nu înțeleg. Du-i asta cu priviri cu asta, când am stat eu vorba să mă uit eu la ea? Ea era ultima persoană, câte conflicte și câte ce am avut cu ea, să stau să mă uit la ea? Ultima dată ai uitat, nu, cum niciodată face? În viața asta. Și plus de asta, o iubesc foarte mult pe Berna și n-am ce să mă uit eu la altă femeie, mai ales la ea. Asta tu trebuie să știi dacă chiar... Dar niște, că eu pe Berna o să vreau să de nevastă, ai înțeles? Adică m-aș umili pe mine... Tocmai de asta zic, nu te mai fac. Să mă uit la altă femeie și sau să vorbesc cu altă femeie, pentru ce? Când eu cu fata asta am niște gânduri foarte serioase. Demonstrează-le atunci și prin fapte, nu doar... Crede-mă, hai să ne liniștim. Când o să vină ziua aia o să... Hai să ne liniștim. O să dai dreptate. Hai să ne liniștim. Filip, Ligi n-ar avea de ce să mintă dacă te-a surprins uitându-te la ea. Poate te uitai așa, nu știu, poate... Neapărat cu interes. Uite, nu m-am uitat cu un interes, m-am uitat, dar nici măcar asta nu vrea să o spună. Și dar tu cum ai simțit că se uită la tine? Nu, eu n-am simțit nici cum, eu nu înțeleg de ce se uită la mine când mă urăște atât de mult. Adică, de ce m-aș uita la tine de atâtea ori, Andreea, dacă vin și spun aici în enumărate rânduri, vai, Andreea, nu te mai suport, ești tu ultima femeie la care m-aș uita, știi? Adică, n-are logică. Te-ai supărat pe Filip? Nu. Dar? Nu, doar avea de ce să fie suport sau ceva. Mai, nu am explicat și niște chestii, până la urmă. Ia, deci încearcă acum să facă, încearcă să facă o rotată gratis, dar nu e merită. Dar de ce? Dar ce am eu de câștigat sau una de la mână. Pe, și eu, dar eu nu câștig nimic, eu să pentru că nu mă avantajează discuțiile am astea. Eu priviri cu tine să stau să mă uit la tine niciodată în viața asta. Când tu ești mai antipatică mie, niciodată în viața asta să mă uit la tine. De aia și la mare tot dus gândul că mie mi-ar fi dor de tine. Nu, aia așa a fost și m-ai jurat și... Că așa a fost da, și eu, poți să te pe ce vrei tu? Asta, ca să înțelegi că eu nu mint și când am cuvânt. Eu nu mint. Ai înțeles, dacă tu care ți-am minte și erai în altă stare, e treaba ta. Ai dreptate, tu mereu spui adevărul. Eu când am zis ceva, așa a fost. Ai dreptate. Dar cum de-ai auzit asta? Sau ce ai auzit? Sau ce ai văzut? La mare, ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Restul făceau glume, că Ligi toată lumea e pe cupluri aici. Uite, Filip e singur, du-te și tu. Dar unde era Berna? Nu știu unde era Berna, că după aia, sincer să fiu. Eu jucam fotbal și a intrat în apă. Era încălzit. El spune că, vezi, doamne, eu aș fi zis că... Dar, Andreea, dar mai logic. Fost oameni, Andreea, știi care e faza? Că nu au fost doar oameni un pic, Filip, din emisiune, au mai fost și oameni din spate, adică oameni din staff. Din atâția oameni, 10 oameni, unul tot ar fi auzit. Acum, las-o încolo, din 10 oameni nimeni n-aude, ce zic eu. Cam ciudat că nu stăteam la 10 metri unii de ceilalți. Mai ales... O fată din staff mereu a fost cu mine în ziua, deci oricum, oricineva tot ar fi auzit. N-are ok, cu... bun. Și de ce aș veni eu să inventez chestia asta, să-mi fac rolul la auzit, mele? Fără să vrea, adică... ar fi auzit. Mai mulți oameni au fost cu noi. Să vină deci... tine, Filip. Așa a fost, adică de ce să mi chestia asta, să neg o chestie care să-mi fac rolul la mele, pentru ce? Adică... Că vrei discuții din nou cu eu mine. Discuții dar mai cu tine. Zis, Filip, tu-ți dorești să ai dialog cu mine. Nu poate în capul tău dorești discuții să cauți cu mine, dar crede-mă că evit tot ce subiect cu tine. Da, chiar observ că eviți. Oi, ce vizi tu. Eu n-am discuții subiectul de tine, n-am vrut să vorbesc de tine, n-am vorbit de tine. Bine. Păi, așa e. Uite-te, eu ție ca să demonstrez că chiar am vrut să vă evit. Eu n-am până astăzi, eu n-am spus nimica de privirile alea. Chiar nu am vrut să spun. Lasă-o așa, că dacă era să vezi chestia asta, mă atacai de mult și ziceai chestia asta. Filip, așa, Filip, nu, da, așa, tu, dacă era chestia asta adevărată, mă atacă de o lună și ceva, când zici tu, mă atacai din prima discuție, mă atacă. Ia uzi, că de o lună de zile sunt aceste privire. Păi asta zic și eu, dacă era doamna Andreea, câte discuții am avut cu ea, putea să dea de mult să-mi da mie chestia asta. Te trezești într-o dată acum să zică chestia asta? Pentru că acum te trezi și tu să minți. Nu. Adică eu am ajuns la o concluzie. Cu oamenii ăștia oriunde merge, îi creează probleme. Dacă nu de un fel de altfel. Eu chiar o să evit și mai tare. Mie
nu știu, a fost prea frumoasă ideea staff-ului ca să o refuz, că dacă știam că iar o să vină cu minciuni, pe cuvântul meu, dar nu, eu chiar din momentul ăsta o să evit. Eu chiar nu mi-și am uitat tot ce știu de ea. Eu când am auzit de ea, m-am dus cu Renat, mai în spate și asta și am vorbit pe el. Nu vă plac invențiile, bârfele, poveștile astea ca la țară, nu, mi-e pare rău pentru voi, dar... chiar o să trească să sunt nevoită să evit în totalitate. Și dacă o să fie un trip din ăsta mișto, eu trebuie să le evit pentru că vin astfel de oameni. De asta am și stat la distanță, i-am spus Bianca, de asta am stat la distanță, că nu voiam cir, nu voiam discuții nasoale, eram prea fericită. Dar știi că poți să te duci în timpul liber, poți să te duci. Sau o să mă mai duc, chiar asta am și vorbit. Andreea, fiindcă nu ne înțelegem cu toții și de aia nici nu am chemat pe toată lumea, că nu ne înțelegem cu toții, e normal, nu? Adică eram, dacă... Să zicem, dacă chemam pe, o chemam pe Diana, Ela nu se mai simțea bine. Dacă o chemam pe Ligi, Berna nu se mai simțea bine. Și unde ajungeam? Dar poate vă împrieteneați! Da, fix de ziua Ramonei. Niciodată. Ești la mare, dacă am evitat-o, nu s-a simțit bine. Eu zic că totuși s-a simțit bine, uite. Pe asta zic. Dacă vrem, putem. Dar nu, no, vrem și nu, vrem să ne știm. Dacă nu, parcem. Dar nu e problemă. Nu o luați ca și cum ar fi o problemă, că nu. Ați fost aseară la... Nu. Nu, e târziu, era două. Ziua. Am înțeles. Să avem liber și mergem. Mergeți? Da. Tu cu cine? Cu fetele, să vedem despre ce e vorba. Aha. Am crezut că te duci cu Filip. Nu, cu fetele mă duc. Dar tu vorbești cu Filip sau v-ați supărat? Da, vorbesc. Da. Ca urla, da. Se uita după tine când era cu Ligi? Poftim? Se uita după tine când era cu Ligi? Da. Deci crezi că se uită după Ligi acum? Nu știu, asta am zis și eu, că mi se pare foarte urât. Adică el dacă o scuipă și vorbește așa și după aceea să se uite, să se uite asta, la ea, adică o lună de zile, mi se pare foarte urât. Și eu știu că exact cu ea și așa făcea, o țineam în brațe, o pupa și se uita la mine în continuare. Deci uitam ochi în ochi. Dar era o diferență între ei, diferență, nu este între... ceva, nu știu, între tine pe și tine te plăceam, pe ea nu o plăceam. Și poate se uită cum ar veni să o analizeze, cum o urăște, cât de urâtă îi sau în capul lui sau nu știu, ceva de genul. Că și eu mai mă uit așa, sincer, să văd o defect unui om și eu mă uit la fete mai ales. Mă uit așa, o analizez, chiar poate ea crede că mă uit, nu știu, că mamă ce, nu știu, dar nu știu cu ce s-a uitat. O să vreau să vorbesc eu în privat cu el, să văd ce o să zică, chiar o să vreau. Ramona, spune că dacă Berna va continua așa, nu o să stea cu ea, Filip, da, afară. Asta e părerea mea. De ce? Exagerează? Asta am zis foarte mult. Prin ceea ce face mie, asta mi se pare că exagerează. Orice gest, oricât de mic, chiar ea... Asta am zis și eu pentru că am fost în acea situație cu Gabi și... Și iar ai venit cu sutele de femei. Sutele de femei. Dar altceva știe? Mie Filip ceva și... Mai ceva mai nou, Daniel? M-am plictisit de sutele de femei. Ai nou, te rog frumos. Ia auzi, a zis ceva, Filip. Ce? El mereu, nu știu, mă atacă mereu. De fiecare dată când... găsește oportunitatea sau găsește o portiță, mă atacă. Eu cum i-am zis, da, cum și azi m-a atacat că eu am făcut parte din viața ta, de parcă noi doi am avut o relație. Nu, tu ai zis că în perioada aia vorbeam cu multe femei și ai zis tu erai una dintre ele. Și ăsta e adevărul, nu mai eram una dintre ele, că înainte eu, noi încetasem să mai vorbim de două săptămâni până să nu vin eu aici, aici nu mai vorbeam. Înainte de vii ce făceai? Poftim? Înainte să vii? Păi da. Eu asta zic, ai pus și eu ți-am dat mesaj și am pus punct eu și știi destul de bine. Cum de punctul? Ce? Păi nu mai te băgam eu în seamă. Păi da, nu, că mă băgai în seamă și tu nu, știi nu de ce. Nu, nu te băgam eu în seamă. Păi lasă, că nu vreau să vorbesc mai mult aici, Filip. Vorbește eu chiar, te rog, adică tot eu zic avem respect față unul de celălalt. Eu asta zic, tu deschizi subiectul. Crede că mai te băgam în seamă, îți dai mesaje, crede ce mai te băgam în seamă. Nu deschizi subiectul, că tu știi destul de bine. Te duci la el acasă, dar... Doamna Andreea, am fost la el acasă. Păi normal că nu s-a întâmplat nimic. Ai făcut revelionul cu el, dar... Nu am făcut revelionul cu el, am stat cu el o oră, maxim două ore. Ai trecut pragul, noul an cu el. Păi asta, așa s-a nimerit, pentru că eu trebuia să merg în altă parte, la altă parte și... Din vina lui Marius. Din vina lui Marius, pentru că... Ai vrut să te vopsești pentru el, să te faci blondă, dar nu te... Da, am fost foarte drăguță de Filip, el știe, l-am iubit foarte... Doamne, ferească Dumnezeu. Păi ce lucru? Doamna Andreea a fost nici măcar... Este mai privat. Nu știu cum să zic. Ce, Doamne, iartă. Mai mult poate să spună și el că noi mai mult ca prieteni, nu știu ce a fost între noi mai mult. Ne plăcea să petrecem timpul amândoi, adică mergeam împreună, nu e că... S-a sortat și afară. S-a sortat și afară. Da. Afară, dar aici eu zic că s-a prostit, că se vedea o femeie. Nu. Pe Iisus, aici nu e că am venit și am zis, da, din moment dacă te vezi un nou... Afară, da, s-au plăcut. La cafea, afară. Da? Afară s-au la plăcut. Cafea, da? La el, acasă. Păi da, am prieteni care merg cu ei la suc la cafea, doamna Andreea. Păi te-ai și sărutat cu Filip.
Adică dacă nu exista sărutul, înțelegeam cum a fost pentru că a fost o altă situație. Cum îl cheamă? Da. Și când ai intrat plăcut. Aici, ai intrat ne-am pentru el. Ne-am plăcut o perioadă și după aia nu a mai plăcut. N-ai intrat pentru el aici? Ba da, am intrat pentru el, dar n-am luptat pentru el. De ce? Pentru că nu am vrut. A fost, te-ai folosit de el? Nu m-am folosit, că nu am, aveam de ce să mă folosesc de el. Cum? Să intri aici? Nu, pentru că... Ia de Fernando. Nu am zis ca să vin... Că vreau să-l cunosc sau că vreau să-l lupt pentru el. Am venit aici, el știa destul de bine că noi vorbisem. Eu nici mai, eu înainte, el nici măcar n-a știut că vin aici, pentru că noi nu mai vorbeam de 2 săptămâni. Deci tu când ai venit aici, ai venit pentru Filip? Da. Dar de fapt n-ai venit pentru el. Am venit pentru Filip, dar când am ajuns în casă, pentru că eu era încertată cu el de 2 săptămâni, când am ajuns în casă, el era, s-a îndreptat spre legii. Și de atunci m-am oprit. A doua zi, dacă vă aduceți, bine, bine, dacă își mai aduc persoanele din casa minte, pentru că el mi-a dat un mesaj cu ce faci, vrea să-mi zic anumite chestii și dare recunosc. Da, mi-a scris și am venit și am adus în emisiune, nici măcar nu i-am răspuns la mesaj. Și era în favoarea ei mesajul. Da, era în favoarea mea, ți-am mulțumit, ți-am zis că eu știu ceea ce am greșit și asta este. Dar nu, am continuat să zic, bă, lup pentru el, sunt îndrăgostită de el sau nu. Dar probabil la casting... Nici măcar n-a fost... Nici n-am ajuns în punctul în care să ne spunem că suntem îndrăgostiți sau că ne iubim sau că, Doamne ferește, nu. Am fost o ieșire de câteva ori. A fost o ieșire, n-am pupat de câteva ori și atâta tot. Și că aveam foarte, și de ce foarte mult spirit. De ce te-a părăsit? Filip, de ce m-a părăsit? Am venit aici. Dar nu m-a părăsit. Că nici nu știu cum să zic. Am venit aici. A venit aici, nu știu, oricum el mai vorbea și cu altcineva. N-a fost o relație. A fost în perioada când eu am fost eliminat o săptămână. Atunci a fost. În săptămâna aia noi ne-am întâlnit. Eu am mers la mor, la cafea. Ați auzit, doamna Andreea? Da, iertați-mă că sunt atât de indiscretă, dar cum te-ai mai dus odată acasă și n-ai putut să te abții și te-ai întâlnit cu X, atunci eram singur. Nici nu contează. Asta zic. Bun, și te-ai dus acasă o săptămână și... De revenul atunci... Și ai ales să stai cu o fată la suc și la cafea? Dar nu stăteam mai... Nu era în cunoaștere cu nimeni. Tocmai tu, care aveai 100 de femei, te-ai dus acasă o săptămână și ai stat la suc și la cafea? A, atunci, perioada aia când eram singur și n-am cunoaștere cu nimeni, m-am distrat cu mai mult. În Bărcin stăm foarte aproape unul de celălalt. Deci, în Bărcin eu fac 5 minute de la mine până la el. Eu am ieșit la cumpărături, el a venit cu mine, a avut și el să-și ia cumpărături, la fel. L-a luat cu mine cu mașina, a mers și a făcut treaba și el și eu, am mers la cumpărături. Am fost ca mai mult prieteni. Din prietenie am ajuns să ne sărutăm. Dar tu în timpul ăsta ai fost și tu cu vreo fată, relație? De... În perioada aia am ieșit cu mai multe fete. Da, a ieșit cu mai multe fete, că eu știam. Livian, Pirui, cum vă mai înțelegeți? Asta îmi întreba și eu. Nu am nicio treabă cu el. Ok. Tatăl lui s-a oprit cu atacurile la adresa ta? Credeți-mă, m-am uitat 10 minute la vlog, spunea... O spus ce-o vrut el acolo, povești, și nu bag în seama așa ceva. Când ai vorbit ultima dată cu tatăl tău? Doamna Andreea, noi nu vorbim. Bine, dar cine credeți că i-o spus? Pe bune. Doamna Andreea. Hai să noi nu vorbim. Vorbim, nu vorbim. Noi vorbim la nivel de telepatie. Noi nu folosim ne telefoanele. Ne simțim unul pe altul. Exact. Trimite veverița din România până în Turcia. El i-a spus. Cu bilețelul legat de codă. Crezi? El n-a putut să-mi spună mie. Cu bilețelul legat de codă. A pus pe taică-să. Logic. Deci crezi că el n-a avut curaj să spună toate lucrurile alea? Normal. Păi... El știe că eu mă prind, adică... Livian, da. Când n-ai curaj să spui ceva aici în emisiune, îl rogi pe tatăl tău să facă vlog? Ar fi o idee bună, dar păi nu. Fix asta ai făcut. Nu colaborăm. Nu colaborăm. Ciudat că fix a doua zi a aflat exul... El de obicei... Ce am spus eu. El de obicei contra ideilor. Da, sigur. Acolo ați fost la comun, v-a făcut pe amândoi. Așa că... Ați complotat. Dar dacă el cu asta se ocupă la 60 de ani, treaba lui. Nu mă interesează. N-are fiecare are job-ul. N-are 60. Câți are? 40. 55 și arată de 30. Foarte bine. Marius, pe tine te deranjează toate lucrurile astea sau te indiferent? Bineînțeles că mă deranjează. Ai vorbit cu Livian în spate? Nu, n-am vorbit. A fost o chestie tacită. Bun. E bine. Și din respect pentru tatălui, n-am vrut să... Adică, îți dai seama când cineva se ia de femeia ta, simt nevoia să spun niște chestii, dar eu știam că nu fac altceva decât să alimentez niște chestii și
Eu știu din experiența mea de aici că dacă nu dai curs cuiva de afară, te lasă în pace. Mai bine, omul nu s-a referit de rău la mine. Adică, cu atât mai mult, eu n-aveam ce să-i spun. Mi-a părut rău că l-am adus în discuție când zic l-am, mă refer la noi, că suntem un cuplu și... Dar pentru asta nu trebuie să ne frică să e... Eu am înțeles, doar că... părerea despre nu... ea că taxi o să facă vlog. Că și dacă nu vorbeam nu despre vorborec. El, mereu făcea. Mereu făcea. Oricine l-a deranjat pe Livian, taxi s-o făcut vlog. Corect, hai, doar că eu nu vreau... Eu am o relație ok cu el, am avut și până acum, nu vreau să îl aducem în discuție, mai ales dacă nu era cazul. Andreea a fost nervoasă, o înțeleg, nu am certat-o, doar am rugat-o să nu mai... Ne vorbim noi între noi, că așa ar trebui și Livian pe taică să o să-i spună. Ne împăcăm. Dar noi suntem aici. Nu l-ai băgat în discuție. Până să nu-l bagi în discuție. Dar până acum de ce am făcut vlog, vreo 3 vloguri despre mine? Am vorbit atunci, despre el când cumva? Am avut discuțiile de la... Nu mă interesează, răspunde la întrebare. Am vorbit despre el cumva? Când am avut discuțiile. Mă răspunde la întrebare. Cu ce? Și atunci, nu ai... Ce am zis despre el? Dar pe mai țin eu am vorbit despre tine, despre el deloc. Andreea, nu mai contează. Eu sunt genul care vreau să... Eu chiar vreau să aplanez chestii de genul și nu... De ce nu? Dar de ce zice că doar dacă l-ataci pe el face vlog? Nu, că eu știu foarte bine. Moment, era la momentul ăla. De atunci s-a schimbat. De când ați avut discuția cu... Păi noi nici nu ne-am mai atacat, nici nu ne-am mai spus nimic, n-avea ce să zică. Păi nu, v-ați mai certat. Stai un pic, ai zis că eu te atac într-una de nu știu câte luni. Cum nu ne-am atacat? Ba da, v-ați certat. V-ați mai certat. Nu ne-am certat, corect. Ne-am atacat, dar... Păi, și asta zic, adică dacă avea motive să se bage numai că vorbești de mine, să băga. Păi dacă tu mă atași pe mine și nu dau curs, cum să tot despre mine să facă vlog? Bine, îți zic 100% de aia... Nu, 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 și înainte, și dacă te-ai certat cu Cătălin, te-ai certat cu mine, te-ai certat cu Ligi, te-ai certat cu Bia, cu toată lumea, l-a făcut. Nu, până să nu apară videourile respective și așa, el nu s-a băgat da, în nimic. Bine, da. În fine, hai să îngrupăm, te rog, chestia asta. Diana, Bianca, voi aveți ceva să spuneți? De ce e Diana ciudoasă și ce ție nu-ți place, altuia nu-i face? Că ți se dar tot timpul am văzut chestia asta la de ea. De la ce? La ce te referi? Era vorba despre faza cu Berna, că i-a zis și acum vreo o lună și ceva, tot îi zicea de fetele cu care a vorbit Filip, că a făcut, că a trăit nu știu ce. Iar acum Berna spune așa de Ramona, dar nu intenționat să-i facă ei în ciudă, pur și simplu. Asta a fost caterinca noastră câteva zile. Și ea tot i-a tras atenția, că ce tot spuneți de Ramona, că ce tot i-o băgați pe gât? Păi da, dacă băiatul a zis, mă, o plac pe Ramona, nu-i logic să vorbim ce, despre... Ce, băgați pe gât? Nu-i logic să vorbim despre chestia asta. Păi nu-i bagă nimeni pe gât, că el a zis că o place. Mai mult tras asociau ei doi, nu prea deschideau ei subiectul, mai mult te deschideați voi. Mai mult vorbeați voi pentru Ramona. Eu o întreb acum asta pe Bianca, dacă Ramona a zis că o place pe Livian, de ce n-am discutat despre treaba asta? Exact. N-am discutat. De ce nu s-a insistat? Ce-a zis Livian? Mă, s-a ridicat, eu nu știu ce vrei să faci, mă, Marius, dar nu e o... Nu e adevărat. Băi, da, e o diferență. E o diferență. Ascultați-mă, dragi oameni. Puteți să faceți ce vreți. Nu. De ce despre Livian dacă spune-mi problemă? Pentru că este o diferență să facem Caterinca între prieteni. Dacă eu spuneam... Nu a fost Caterinca, că l-a întrebat Andreea. Marius, ce părere? Nu ne-a reproșat la Marius când o zice... Ba da, te-ai ridicat în picioare. Asta i-a fost Caterinca noastră. Păi Gabi e prieten cu voi? Nu, prieten, Caterinca între noi. Vrei să te aduca la care se ridică Livia și spune, mă, Marius, deci tu vrei să faci un bagiu între mine și chiar? Pentru că nu fost prietenește. Nu e adevărat, Bianca, nu mai vorbi numele meu. Nu știu, Marius, eu vorbesc. Nu zice bine, Bianca, nu mai vorbi numele meu. În gala în care m-am ridicat și am zis, a fost gala în care era vorba de mesaje, Bianca o zbăle, știu, nu s-a afectată. Și tu cu Diana a zis, dar cum să faci așa ceva? Și s-o băga Marius și a zis, dar tu ești capabilă să fii, nu știu cum, numai ca să-l duci. No, 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 no. Și atunci am zis, Marius, dar tocmai contra mea? A fost odată la Favoriți sau la gală, când a întrebat Andreea Mantea, Marius, ce părere despre mesajele astea? Sunt în glumă sau sunt în sensul celălalt? Și am spus, Andreea, sunt mesaje între doi oameni care vor să se cunoască. Și ți-am zis eu, nu ai zis ce spune Andreea, ai spus ceva genul, bă, Marius, nu știu ce vrei să faci, nu mă aștept de la tine. Vrei să, nu știu ce vrei să faci, vrei să bagi lucruri între noi? Ceva nu, n-a spus asta, a spus, ceva nu mă aștept de la tine. Atunci, voi ce încercați să faceți? Dar nu te-ai ridicat în picioare, aia a fost discută de care zici. Așa mi s-a părut și un moment diferit. În gală, da, ca la Favoriți. Dacă Diana, Bianca, asta e părerea mea, dacă noi ne-o facă Gabi, se înțelegea cu noi, poate că lui a fost greu. Părerea mea este că a vrut să mă face să mă simt. Dacă ne spunea Gabi, fetelor, asta este părerea mea. De două luni de zile. Asta este și tu la fel. Ai văzut și tu o fază și o repeți de 10.000 de ori. Păi și o să-ți repet de mai multe ori, de miliarde. Așa mi-o chef. Eu spun ceea ce mi s-a părut mie.
că stai că o să caut și fostii de la Gabi, o să mă interesez ce făcea Gabi în afară, cu câte femei umbla și o să spun în fiecare zi. Gata, iubire, începe. Ia și spune, poți să spui de... Păi, Berna, dacă vrei, spune eu ce făcea Gabi. Andreea Piruit dă dreptate Bernei, Berna se ceartă cu Bianca. Păi că eu am zbierat la Filip, n-am zbierat la Filip, la Filip, nu știu ca situația. E normal că la ce mi-a zis, deci mă gândesc, mă doare sufletul, e normal. Oricum tu țip la el și faci din el, zice cățelușul tău când te enervezi. Păi ăsta e adevărul. Ce, lasă-mă în pace. Și aseară ai zis că fac ce vreau, că este iubitul meu și fac ce vreau cu el. Și ieri la fel, te-ai enervat și l-ai făcut că s-a ascund de tine, l-ai făcut du-te de aici, satana, te mai caută și nu știu ce. Recunoaște, când îl faci să se simtă prost, recunoaște, bă, am făcut-o că așa a venit eu. Hai, lasă-mă cu vrăjeala asta că deja nu mai cred și nu mai vă halez vrăjirile voastre aici. Că așa vreți să faceți, că așa am vrut eu. Așa este comportamentul tău vis-a-vis de el. Și punct. Asta este părerea mea. Vreți să mai vă zic altceva? Asta zic și. Dar când ai făcut spectacolul ăsta? Ieri cu când ți-o spus. Lăsați vrăjeala aici că nu merge. Că eram nervoasă, nu m-am simțit bine. Dar bun și de-aia faci, așa că vezi că te iubește. Îți zic eu că de-aia ați permis atât de mult cu el. Crede-mă că dacă Berna a zis ceva greșit, și eu cum să mă cumpăr cu ea. Și ea, că dacă face ceva greșit, știe, astea, știe, tati, e treaba ei. Da, nu mai mă plăti în cadru, oricum n-o să mai vorbesc, că am avut ceea ce am avut. Cine ascultă pe Diana să zică ce vrea ea, doamne? Nu ascultă-ți melodiile tale deja, le mai plângi o țâră și... Eu să plâng, eu nu ascult. Gata, nu te mai, nu-ți mai da tu cu părerea de relația mea. Doamne, ferește-mă. Ai plânge un pic după Gabi, oricum nu o să-l ai niciodată. După Gabi? Dar de ce să plâng eu după Gabi? Niciodată în viața ta. Dar de ce să plângi? Odată în viață nu mai am bătut deja, dar... Doamne, ferea. Chiar așa, tătă ziua, mă doare capul, doamne, Andreea, și la hotel, și aici, și peste tot. M-am săturat deja. Chiar n-ascultă. Chiar. Deci mă faci să nu, fără jignit. Păi dar eu nu mai ascultat. Eu nu mai ascult muzică la boxă de o săptămână. Acum am ascultat la plajă, logic. Ce aveți de vă amenințați? Cu ce vă aveți la mână? Nu, Filip, Diana? Că era cearta între mine și ea. Nimic. Ce cum nu? Fiecare se au de un... Ce oraș ești, fiecare se au... Și oricum, dacă aș avea ceva de zis... Ei din București. Dacă aș avea ceva de zis sau dacă ar exista un secret între mine și Filip, nu l-a zice niciodată aici. Foarte frumos. Ia uzi, Filip. E reciproc. Opa! Mulțumesc, Filip! Mamă, ce e acolo? E ceva! Ceva, ceva! La Diana? Da! E niciodată! Cu două merta! Nu, e vorba, sunt genul de persoană care respect de unele persoane și am unele așteptări. Eu la fel. Da, ea nu prea are de față de iubita ta, iubita nu, ta eu față de el. Nu, eu față de ea. Are față de ea. Și am încercat prin continuam, el. Continuam, dar n-am putut, că na, că, da. Dacă ție ești bine minge, noi aveam și noi respect față de Turcu și nu-i spuneam anumite chestii Roxana. Exact. Cu Roxana tot mă certam. Eu de asta am și încetat. Asta zic. Mai zic anumite chestii datorită lui, pentru că el în gală mi-a atras atenția. Diana, dacă tu mă respecti pe mine și ai puțin respect față de mine, nu te mai ideea. De asta am și încetat. Da, de aia l-a votat. La un moment dat. De aia l-a votat? Da, păi și el m-a votat pe mine. Da. Dacă vreau, exact, votam și gala trecută, dar n-am vrut, uite. Da, el te vota. Vreau să mai țin aici, să-l mai văd, să ne mai descoperim. Când noi două eram contra lui Ligi și contra lui, da, de-aia atunci te-ai votat. Dar tu l-ai votat acum, recent, de o săptămână. Da, l-am votat pentru că m-a enervat. Atunci când am venit eu la început. Atunci când am votat, ai vorbit. Dar la fel, dacă eu aveam ceva cu tine... Ai vorbit atunci urât în emisiune cu Roxana de mine. Dacă eu aveam ceva cu tine, te votam și gala trecută, puteam să te... Și poți să te votezi și gala asta, dacă eu am ceva cu tine. Da, se votează pe un prieten. Păi, dar el a început. El a început, asta e. N-am votat pe mine la un moment dat și eu l-am votat pe el. Păi cum să nu o voteze când ea măcar încă relația lui cu Ligi? Cum să nu voteze? Păi sunt prieteni. Păi și el dacă se ridică la ea și a fost votat pentru violență. Exact cum a fost votată, da, și mi se pare foarte corect. Așa, violent a fost cu voi. Asta a rămânit acolo. Nu pot să vă explic, fetelor. În fața vă mă veniți și v-a făcut duc. Exact. Ela. Da. Apropo de Jador. Ce cu Jador? Aseară ai plâns. Băi, nu! De ce? Nu, mi-era dor de casă, efectiv. Suntem într-o emisiune despre dragoste. Nu vreau să vă ascundeți sentimentele pentru că... Pentru că ce? Nu știu nimic. Pentru că ce? Pentru că ce? Te judecă lumea sau ce? De ce? Nu. Pentru nimic. Pentru că nu mai ești are rostul. Dar cum ai putut să stai aici în emisiune pe canapeluță să spui nu-l mai iubesc, nu mai simt nimic, nu mă mai interesează, să zâmbești? Păi, dar nu mai să te găsești pe nu știu ce scări, să plângi așa ca Diana, să scurgă lacrimile și roaie și roaie. De ce? S-a întors, doamna Andreea. De ce? Totul se întoarce. Pentru că nu vreau să te dau satisfacție unor persoane gen.
M-a trecut ca Gabi dansează. Hei! Păi nu poți să zici că s-a întors, s-a întors, că eu niciodată n-am râs de ea. Niciodată. N-am înțeles. M-a jignit fata aceasta. Uite, mai jignesc eu. Uite ce jignire. De aceea nu vreau și vreau să se pună punct acum. Nu mai vreau să mai plâng la momente, e normal. Mă mai gândesc, nu mă gândesc, văd niște persoane care bat din palme. Doamna Andreea, deci am avut dreptate. Nu am pe nimeni aici, nu am încredere nimeni de aici. Adică e logic să-mi plâng și eu momente. E ce Ramona? Am încredere și Ramona. Ai zis că nimeni. Nu, dar nu am încredere, poate să spun tot ce mă apasă, tot ce mă apasă. Nimeni. Nu trebuie să sublinez doar treaba asta. Nu vreau să... Păi dacă zice nimeni, ai încredere în Ramona. Am încredere, dar asta nu înseamnă că vorbesc chiar tot ce mă apasă. Nu. Vreau să vorbesc tot ce mă apasă. Da, Ramona știe foarte multe și mai zic. Am avut dreptate aici, am zis ieri, nu? Nu, nu e, stai liniștit, nu e ce crezi tu. E altceva. Și parcă ai spus că deja doresc supărat pe mine. Păi altceva. El este un subiect închis, nu-l mai iubesc. Dar vreau să mai întreb ceva, parcă ai spus că Jador e supărat pe mine, nu? Jador are o părere despre tine. Nu știu ce zice în față. Lasă că știu prea multe, nu mă mai interesează. Chiar nu mă interesează, chiar dau din casă și nu mai îmi pasă. Doamne, Doamne. Să fie, să trăiască minciuni, cum vor ei, așa sunt învățați, eu nu o să mai dau nimic. Păcat. Păcat pentru că am fost prostită, aia e ideea. Aia zic. Păi, dar nu te mai băga că nu ești bărbatul meu și nici viitor și nu existi în preajma, în area mea. Dar ce am zis, Doamne, ferește, ai zis da, Andrei, de ce nu vreau eu să intru în acest subiect, să mai intru? Este... Am zis că te dau în oare toate lucrurile astea nu te ajută? Nu, dar nu. Poate te ajută ca să nu te mai gândești. Nu mă ajută. Astăzi, n-am nevoie de completarea ei, de completarea papagalului ăla. Chiar nu, chiar n-am nevoie. Pentru mine, eu în viața mea, privată, mea din spate. Vorbești despre mine sau despre tine acum? Ar trebui să fie adus aici. Da, indiferent că face. Vorbească, indiferent că face. Da, cum să o las vorbească când ea spune că... Păi, dar voi v-ați băga, lăsați-o să vorbească. Gabi, dar n-ai vorbit toată ziua și acum ai limbariță. Păi este vorba despre mine. Da, doamna Andreea, pe cum o face papagal, înseamnă că ea e cum e. Da, lăsați că vorbească. Dacă ar fi băgat la subiect cu alte persoane, lasă că-ți promite, dacă vrei să mai ai un conflict cu mine, o să te fac să te enervezi aici. Bă, băiatule, ți-am mai avut conflict, nu mă fost să te fac aici. Ce să mă faci? Păi lasă că vedem noi de acum încolo dacă vrei. Ei, nu știu ce să zic, ai grijă. Să vezi. Ai grijă, tati. Zic că pot să te Gabi. Fac să nu mai știi de tine. Gabi. Oho! Să știi. Vezi-ți de treaba ta, măi. Vezi-ți de treaba ta, măi. Gabi, băiatul. O să vezi după aia. Da, o să văd, ce o să văd? Gabi, ce o să văd? Te rog. Era o să treci. Te rog frumos. O să treci. Păi ia, ce este asta? De câte vreau eu. O să treci. Femeie. Dar Andreea e ultima dată care mai face pe mine mucos. Dar e ultima dată când te mai bași în discuția mea. Ce? E ultima dată când te mai bași în discuția mea. Da, sunt vai de tine. E frustrată că a înșelat-o Jador. Gata! Gata! Am și eu talonii. Vreau să vă fata de pe pantaloni. Nu lua în seamă, prinsi-vă dată că nu mai bagă Jador în seamă. Lasă-o. Gabi! Doamne ferește, trăgă-ți așa pe ela. Gabriel. Calmează-și tu, Diana, odată. Lasă-o, pace. Și tu, Gabi. Dar cine spune da, Berga? Dar ce te înspune între... Păi ăla bici nu știe cu fată. Vreau să vorbesc eu față în față. Și Andreea, Berga, nu mai să fii aici în fața mea și să aiupe eu. E cum ar fi să vin aici și să faci ceva tu? Păi nu fac nimic azi. Nu fac nimic, vorbesc cu ea. Așa. Vorbesc cu ea, nu fac nimic. Gabi, dar de ce faci așa? Diana când suferea și ele râdeau, ai sărit pe noi pe toată. Păi și ce i-am zis? Ce i-am zis? Tu, de ce faci așa când vezi că suferă? E normal să sufere, nu e normal. Ramona, stai puțin, dar ce i-am zis? Cum ce ești? Stai mișto ia? De ea în gând pe aici. Mișto cu ea? Păi am luat la mișto pe aia. Daina, lasă-mă pe mine să vorbesc, te rog frumos. Ce, cu ce am făcut mișto? A spus ca să mai vrea să o deranjează. Cu ce ieri la fel când a zis doamna Andreea, nu mai știu ce, deja dor gata, să rea în sus, dar cu te bucuri de răul alt cuiva. Asta e, ca să înțeleagă altă dată, ca să-i fie... Și la ea a fost atâta timp, nu a fost ca la tine și la Daina două luni de zi. Să-i fie învățare de minte altă dată. Vreau să mai repet o dată și sare de mine. Pentru ultima oară. Când ea a plâns, eu râdeam cu Ramona despre total altceva. Despre altceva, despre altceva. Nu despre ea, era în colțul ăsta, era Ligi și cu Andreea. Ela când a ieșit afară din emisiune, când a zis că... Nu mai interesează ce zici tu, Ramona. Ramona a zis chestia asta, că e așa... Ui, tu ai spus că ai râs de o chestie de pe net și după asta... Asta e mintea ta, că pe tine te-a râs ce a postat lumea, știi? Ai trăit 3 săptămâni cu chestia aia. Ce să fac? Aia e. Lumea te cataloguează cu tot. Eu nici nu stau să mai fac eu nervi pentru tine. Și pe mine mă face, dar nu vin aici să-mi arunc frustrările pe voi. Gabi, dacă unul râde zâcă din cauza... Gabi, ce-i cu ela? Păi, dar vi se pare că mai jignit-o eu cu ceva, mă face mucos, papagal, pe cine sunt eu în fața ei? Aveți aceeași vârstă. Doamne, Dumnezeule, Gabi, dar... Că nu te bagi unii, nu-ți ferbi ăla, aia e de... Te-am jignit-o pe tine vreodată ca să mă faci pe mucos și papagal? Păi, eu te jignesc dacă te bagi în subiectele mele. Bă, te-am întrebat, atât te întreb. Te-am făcut-o pe tine mucoasă, ai muș la nas. Nu, cu asta, dar poate. Păi și atunci, vezi de treaba ta.
E o idee bună, puteți să vă întoarceți jignirile, dacă se poate, să nu plusați, dacă se poate. Păi, dar eu nu i-am mai răspuns la nimic. Sau adică să vă amenințați, adică nu e ok, chiar nu este ok. Păi dacă tu vezi că eu, doamna Andreea, dacă tu vezi că eu încetez și nu zic nimic, nu te jignesc. Păi tu nu mă reașești! Păi mă faci bucos, papagal, pe ce? Ceva? Și parcă ai fost tu, contribuitorul iubit. Băi, da, doamna Andreea. Maica Stariță. Ce cu asta? Maica Stariță, cine te crezi? 5% cât am. Băi, Maica, cine te crezi? Dai din gură și faci aici drame pentru. Băi, Maiculiță, care ești? Tu. Tu tai aia sfântă. Desfaci cruce și Doamne ajută ca să ieși un premiu aici în emisiunea asta. Băi, frustratule, de zi de viața ta. Că numai de premii vorbi. Eu zic să te potolești. Potolește-te. Că nu erai neica nimeni pe Cătălin, așa era și el, așa mai este și el. Na. Mai dați premiul meu să. Ce premiu să-mi dea, mă? Nu, tu ești aia care te laudă. Vrei să-mi dai niște bani? Să-i dea și mie săptămâna asta să scape. Da, deci vrei să-mi dai bani. Vrei tu? Să-i dai pantalonii, dai dai bani. Despre ce vorbim? Nu înțeleg, nu te bani. Stare să-i plătești hainele pe care le-ai stricat, dar zici că îi dai premiul tu. Tu nu ești stare să plătești la oamenii de care ai luat bani. Tu nu ești stare să plătești, eu n-am luat bani de la nimeni. Nu mă strângă nimeni că te-ai dat datorii. Faptul că am avut o relație și el a luat bani pe spatele meu și eu nu vreau să dau bani, este fix problema mea, că eu nu sunt fraieră să plătesc eu banii bărbaților. Fernando Meschia lua hainele la fotbalizie. Dacă vorbești despre Fernando, ești la fel ca el. Vorbim de ești la fel ca el. Detalii, nu are nicio legătură. Eu nu-l cunosc pe omul ăla decât ca și coleg. Atunci ce trebuie să dacă nu-l cunoști, de ce vorbești despre el? De ce vorbești despre el dacă nu-l cunoști? Ei, nu mă... Suntem noi frustrați când auzim de numele lui, Doamne. Da, păi vă agitați. Da. Ca pește pe uscat. Ela încă mai are sentimente pentru Jador. Asta nu înseamnă că trebuie să... Râdem Ianca, zis să te abții, te rog frumos, că... Că ce? De ce nu s-a spus Elisa cu... De ce? Când eu am spus, mi s-a spus. Vezi că am avut respect față, ne mai îngrave. Nu mai trebuie să... Nu aveai cum să auzi, dar i s-a atras atenția. Poți să ai respect zero. Ai înțeles? Vezi că m-ai înjurat de nu știu câte ori și nu ți-am spus o vorbă. Da, fix și unul care... Și asta datorită lui Vian, să știi și tu. Prea multă dramă să faci pe băgat aici și cum am despărțit. Să nu-l ba pe Livian? Să nu-l ba pe Livian? Ba da, Diana, toată lumea te-a luat în seama. Vezi tu de treabă, Gabi. Eu-mi văd de treabă, vezi tu de treaba ta. Vezi tu de treabă. Eu-mi văd, vezi tu de treaba ta. Uite că nu vreau. Gabi, nu vorbi așa. Atât îți spun. Gata, Gabi. Dacă am ceva să spun, îți spun. Nu ține cont de Livian, țin cont de Livian. Să bagă pentru puterea cu noi, nu cu băieții. Da, uite, mă bag, adică să urle băia la fată și să vii în fața ei să ameni. Și tu ai urlat la Livian, cum facem? Când am intrat? Dar e foarte iubit, ferească Dumnezeu, ce comparație asta? Când am intrat în fața ei, te ascult când am intrat în fața ei. Dar are ce treabă, ce-ți ce fată asta? Tu ai urlat în casă. E nevorbită, nu vezi? Diana, taci din gură. Când am intrat în fața ei, le-și azi la ea? Nu, drag, ai vrut să vii acum în fața ei. De unde știu că zbiream la ea? Nu, veneai, cred că la cine veneai? La cine veneai, mă? Veneam, mă puneam lângă tine și te ascultam. Dar stai, mai ce de a veni lângă mine? Dar eu dacă mă ridic acum așa și mă duc, hai că mă duc la băieți, hai, vin acum la tine. Așa și? Păi, iai tu cum reacționezi eu? Să vin ca și cum au ce zici tu de bine acum. Dar ce, ți-a cerut cineva? Să faci tu asta? Ești moderator emisiunii? Aici trebuie votat, fetelor, asta e agresiune. Dar nu veneam să fac așa. Ba, a venit, l-a ținut Marius, cine l-a ținut? Da. Doamna Andreea, de câte ori am venit acolo... Asta înseamnă să fii nervos să... De câte ori am venit acolo în casă, câte scandaluri am făcut eu? Da, pe amenințare în față... Câte scandaluri am venit Ianca, dar de ce dramatizezi atât? Nu dramatizezi, el a spus, vrea să vin în fața ei. Când vreodată... Așa, și dacă veneam în fața ei, ce făceam? Ca să mă calmeze pe ce... Păi și Livia nu a venit la ea și a înjurat din casa cealaltă... Livia nu a venit față în față. Da? Păi nu vreau să fac, dar nu știu ce vorbiți, stai un pic, tăceți! Da, dar... Când a venit în față la o femeie? Nu trebuie să vină că nu l-a aici! Nu contează, bă, vină! Biți iară 700 pe un fir! Când a venit în față la o femeie? Da, dar ce este făcut, Diana? Eu când m-am pus... La intimidare! Păi știi de ce a venit și-o jocat? Nu a venit la intimidare! Eu când am venit, eu nici măcar n-am venit. Am zis numai către Diana, nu știu ce am zis și m-am dus la Bianca. Ai venit casa de la fete, la băieță, ai venit pe nerșia. Ce nu-i problemă? Nu e adevărat, te jură. Păi și el ce-a făcut?
Este o diferență când vrei să vii față în fața unei persoane. Da, 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 din când de țin eu minte, Bianca era sub amenințare atunci când am venit eu. Exact! Era Diana cu Roxana. Livian, tu ai venit ca să-i îmbrăci pe Bianca. Dacă mă duceam acum, ce zici că tu? Ba da, era supărat, atunci îi trebuie dimisiune. Când o dus-o pe Berna la locul ei, s-a spus toate felurile. Interpretați greșit și exagerați într-un mod. Nici Gabi, nu vreau să-i dai capăt ce să facă. Dar nu o dați cu tupeuri din astea. Auzi, femeia, atunci Bianca, ce era femeia mea sau ce era, stătea cu două pe lângă ea, ce o să stau aici? Păi trebuia să vă iau să vă zvânturi de pe copac. Brrr! Există poliție și pentru. Opriți-vă, că nu venea nimeni să amenințe pe nimeni sau să ia cineva de cineva. Andrei, trebuie să amenințe. Auzi, mi se zice mie că m-am dus eu când erau două fetii pe Bianca, că tu o dai nește, dacă veneam acolo, făceam nu știu ce, ce făceam? De câte ori am venit acolo în casă și am făcut un scandal? Fată, Diana, Gabi voia să vină la el. Am zis, am vrut să vin. V-a spus, am vrut să vin în fața ei. Zis. Să spună ce am zis că la bătaie. N-a spus nimeni că bătaie sau Andrei. Și atunci, de unde intimidare. Gabi din sărit aici, atunci câte i-am făcut. Și de câte ori m-a început. Ei, a spart o ușă. Păi da, a spart o ușă. Păi dar nu m-a răzbunat pe nicio fată, Doamne ferește. Și mai ales că sunteți dumneavoastră acolo, din respect pe dumneavoastră n-aș face nimic. Asta am vrut să zic, Gabi. Din respect pe dumneavoastră n-aș face nimic, nici măcar să mă duc față în față cu ea. Dacă era, oare maxim mă puneam lângă dumneavoastră, dar nici de cum să mă duc ea din respect față dumneavoastră. N-am zis. Te-am și întrebat, pentru ce vrei să vii aici? Adică chiar aș fi fost distractiv să te văd cum vii așa tu și te calmezi. Aia vă spun, față de noastră, credeți-mă că nu făcea nimic. Și față de toate fetele astea, față de toți oamenii. N-am vorbit despre mătaie. Păi nu, Bianca, tu ai dat-o la extrem. Băi, omul Dumnezeu, dacă veneai acolo, ce făceai? Doamne, ferească Dumnezeu, mă înțelege cineva? Nu bătaie, nu amenințare, intimidare. Intimidare poți... Nici măcar intimidare. Dați-vă să vă altceva, uitați, foarte clară-i treaba, vezi, Gabi? De ce n-ai luat atitudine când au stătit fetele de Filip? Că tăți am văzut faza. Trebuie să-și... Bă, nici Filip n-a făcut nimica. Dar nici eu tu n-ai vrut să faci nimica. Dar când? Eu v-am zis, în exterior se vede altfel, dar voi nu vreți să înțelegeți. E, cum l-am spus? Am spus. N-ai spus, ține-i cu Marius. Ce? Ai zis că a venit în față și te-ai enervat și pe tine. Exact. Am spus că a venit în față și s-a dus acolo. La ce am făcut altceva? I-am spus că Filip te-ai dus în față. I-am spus că Filip, bă, Filip te-ai dus în față. Hai că e diferit. Ba da, Filip, o și-i spus. Dacă mai zice careva ceva, îi arăt eu lui. Ce nu înțelege? N-am spus nimic. Gabi, n-a zis, vezi că-ți arăt eu ție vin acolo. Despre ce vorbesc? Ca femeia e să mă ridic. Lasă spune ce ai spus-o. Atât. Diferență să mă ridic așa. Vezi de acum înainte. Doamne. Diferență să mă amenințați. Pe un... Și eu... Din băieții care stă aici, aș putea băga mâna în foc, că nimeni n-ar face niciun gest către o femeie. Asta, asta mi-aș dori și eu. Păi spune-i și iubite de tare. Uite, eu sunt de acolo, aia zic. Puține. Dar care iubite? Da, nu zic că trebuie să vină să o intimite. Vai, ce drăguț. Ligi, Filip s-a ridicat la Gabi și s-a dus la el și a spus: te rog frumos, nu face aceeași greșeală pe care am făcut-o eu. Da, normal, și mereu am apreciat, că mereu Filip a venit la mine și eu la el m-am dus. Da, foarte frumos. Filip! Și cu Gabi te calmezi și vrea să-mi face fela și vezi zi treaba. Mi-a zis să nu fac aceeași greșeală. Nu se știe cum reacționează și ela și face așa, poate face ceva greșit. Cu ce am amenințat? Cu situație de criză, cum vin ideile, cum vin... Nu, mă, se interpretează așa că tu erai într-un conflict și ziceai aia, nu bine, nu hai, știi? Ea se interpretează. Normal, te știu, n-ai vrut să-i faci nimica, dar se interpretează că erai nervos. Liniștiți-vă, Gabi! Da. Ce ai tu cu ela? Păi nu am nimic, dar când văd că mă jignesc, m-a făcut papagal, am tăcut... Până la jignire, lasă, până la jignire. Ce ai cu ea? Nu am nimic, doamna Andreea, din contră. Păi nu e vizibil. Ieri te-ai bucurat de bucurarea ei. Am avut dreptate ceea ce am zis. Că încă mai are sentimente pentru acel băiat ce vine aici, vine și spune că nu mai iubește și nu știu. Și care e problema ta, frate? Zic ce vreau eu. E tu părerea... vii, frate, că nu vorbești cu fosta ta pe afară și nu știu ce. Și vii aici și faci drame. Despre ce vorbim? Lasă-mă în pace. Eu am... Da, ce? V-am înșelat pe unul? Da, înșelat pe voi sau ce? Eu recunosc că vorbesc cu femei, dar nici măcar nu vorbesc cu fosta mea. Alo? Mă auzi? Nu, nici nu vreau să te aud. Atunci atunci mi-am fundat urechea. Atunci atunci vorbește în pungă că te ascult mai târziu. Mă polez fonic. Vorbește în pungă că te ascult mai târziu. Stai, să fac ce ai făcut și tu, ar trebui să mă duc, să fac un gest, să merg până la baie, că mă trece, să trag apa, ceva de genul. Dar erau oameni exact din staff. Exact așa ai făcut. Au venit, au venit oameni după mine din staff, să vezi ce am făcut. Da, nu, e urât. Eventual poate... Nu, era într-o conversație cu mine și a plecat afa. Așa a făcut ieri. Și nu numai. N-are rost. Să suprim. Las-o în pace, Gabi. Păi eu o las să face, dar mi-am cerut scuze de nu știu câte ori băie la... Nu am nimic de scuze, dacă mă ziceți că face nu știu ce, că plânge, că dramatizează, lăsați-o în pace! Lăsați-mă în pace! Simplu! Ascultați-mă! Nu, lăsați-o!
treaba ei ce face în emisiune. Eu de acum încolo să o las în pace, dar cum aduci discuția? Dar vedeți că te ține o oră, două. Bă, dar lăsați-o. Deci, eu promit că de azi încolo, Ela, eu cu tine nici măcar bună. Pentru că oricum nu știu să dai bună. Gata, Gabi, lasă-le. Nu știu să dai bună. Stai, pantalonii. Da. Ia să-i văd. Încheiați-i povestea cu pantaloni. Da, să-mi dau. Ia, unde-i pata? Dă să vedem. Da, lași toate. Pune, tipul meu liber, mă duc să-i cumpăr. Îmi iau. Sipira, ia de pată. Asta zic că nu mă atâta. Păi n-am 300 de lire. Transferă-i banii. Dă-i 300 de lire și doamne. Da, uită-te. Ia. Și la revedere. Nu prea nu. Am dat la cruț. E nasol. Trebuie să-i dai 90 de lire. Așa, 100 de euro tot ce mi-a... Nu are rost. O dăm în alte chestii. O să mă mai țin. Vai, săracu, moare, nu mai are haine de îmbrăcat. Chiar în halul ăsta, așa de grav. Andreea, te rog eu, cum ai spus mie, să o las în pace, te rog frumos, lasă și tu, că ea are filmele ei în cap acum. Nu, eu las-o în pace. Mă mai bag. Nu, că nici eu nu o să mai zic nimic. Bine, hai să vedem cât vă ține. Până mâine, măcar. O să mă ține mult și bine. Cele 8 ore s-au încheiat.